Antoane, ce faci pe live, băi, Antoane? Haideți pe live, tata, haideți pe live. Stai să mă aranjez frumos aici. Corespunzător. Sperăm că n-avem surprize, să cadă telefoanele. Ia să vedem. Dai seama cu notificări, cu una, cu alta, cu nebunii, cu tot felul de aplicații. Hai tată, hai tăticule, ha! Antoane, când era dor de tine. Geo Mircea, te salut, fratele meu. Florin Turcu, te salut cu respect. Hai, tată, hai, hai, tăticule. Mulțumesc, Florine, te salut, frate. Eduard, băi, vă salut pe toți, virale. Haide, mă, băiatule, mă. Hai, tată, numai așa ziceam acolo. Hai, tăticule, hai să-i batem. Adrian, te salut, bă, vă salut pe toți. Ce faceți, mă, vagabonților? Bă, v-a fost dor de mine, că mi-a fost dor de voi. Uite-l pe hater. L-am scăpat în tine. Bine ai revenit, Razer, te salut. Băi, vă salut pe toți cu respect. Am zis, m-a mințit un prieten de-a meu, a zis că vine să bem ceva. Și n-am mai venit și m-am supărat puțin și am zis, bă, mai bine făceam eu un live cu prietenii mei aici. Că eu mă simt în largul meu aici cu voi. Să nu mai despart de lângă noi, zice Florin. Bă, să vorbești cu aia, Florine, cu judecătorii, cu procurorii. Stai puțin să pun telefonul. Nu o mai despare fratele vostru. Să sperăm. Antoane, mai ai ceva? Ei, dă-le naibă. Ălea, ne rugă la ala. Bă, să vă trăiască familia, copiii, tot ce vă doriți, părinții, frații. Vă salut cu respect. Închin un pahar de Fanta. N-avem voie cu alcool, s-a făcut din alea pe YouTube. Am văzut că nu mai ai voie să zici anumite cuvinte. Cele mai tari vloguri noi o să le facem, pe bune. Cele mai tari povestiri adevărate. Dați-mi doar puțin timp pentru că am anumite probleme. Acum vrea ăștia să mă îmbarcheze în România. Stau călare pe doi avocați. Înțelegi cum stătea Ștefan cel Mare pe doi cai din aia. Unul stânga, unul în dreapta. Așa sunt eu acum. Mai am câteva zile să-mi rezolv problemele și după facem YouTube forță din ăla cu povestiri, cu întâmplări, cu agresivitate. Cum trebuie, domnule? Băi, Antoane era de 50 de agresivitate. Aiure, am văzut și eu. Mariane, te salut! Băi, vă salut pe toți! Chiar îmi face plăcere să stau aici cu voi. Să mor eu dacă nu mai ies afară cu prietenii. De acum facem... M-a mințit un prieten, l-am chemat la bar și a zis da și m-a ținut blocat. Am vrut să fac un live mai devreme. Dar noi târziu, că nu cred că dormiți. Că acum e vară, ele. Bă, o să dăm drumul la anumite vloguri. Alea, forță! Antoane, că... Băi, m-a pus într-adevăr psihic. M-a dărâmat un pic chestia asta. Recunosc că... Bă, toată lumea care cade pe la pușcărie, îți dai seama, îi afectează. Când faci 7-8 luni, când faci 2 ani, e același, adică aceeași, cum să zic eu, aceeași dramă psihică, adică te dărâmă puțin. Bă, nu mai suport ca să stau în locuri închise, dacă merg la mall, în stânga, în dreapta, mă enervează, vreau să ies afară. Mă simt arestat pe acolo. Zice Geo Mircea, te-ai obișnuit cu eliberarea, că la mine a fost... Bă, frate, e greu, vrei să te vin, Geo Mircea, e greu.
Și plus de asta nu-i vorba, frate, de pușcărie. Pe mine nu m-a dărâmat aia cu pușcăria. Pe mine m-a dărâmat când m-am eliberat de la pușcărie. Nu știu dacă ai auzit. Eu am fost eliberat de la pușcărie și m-am cărcat garda, m-a băgat într-un centru din ăsta de periculoși și mi-a făcut anumite foi. A venit Florin Turcu cu un pahar de whisky. Mersi, Florine. Mersi, frate. Ai fost cam unii cu care ai ținut aproape. Te pupă, fratele tău, și te respectă. Mersi, Florin. Dreibi, unde ai fost, bă, băiatule? Dreibi, ce faci, tată? Te salut. Mersi, Florin Turcu, încă o dată, frate. Stai liniștit, nu te deranja. Ai fost cam singurul care a ținut aproape și pe bune. Printre băieții cu caracter, asta, la asta mă refer. Într-adevăr, te afectează, frate, te afectează foarte tare. Eu am fost dus într-un centru din ăsta de... Abia așteptam să revin, știi eu, Florin? Am fost dus într-un centru din ăsta de periculoși. M-a ținut 21 de zile acolo. Acolo am clacat psihic, dar cum să zic am clacat? Am clacat pentru anumite nedreptăți care mi se făcea. Și îți dai seama, clachez, pentru că sunt genul de om, sunt foarte asumat dacă trebuie să plătesc ceva sau să fac ceva, sunt foarte asumat și m-ați văzut. Adică eu m-am dus singur la gardă de vreo două ori, de când mă cunoașteți aici după YouTube, adică eu nu fug. Nu mă ascund, s-a asumat tare de tot. Dar mi se simțeam o nedreptate totodată pentru că terminasem pedeapsa. Băi, nene, când termin pedeapsa, păi tu mă bagi în centru de periculos și spui, păi încă mai e periculos? Și mă bagă cu toți nebunii și scotea, elibera oameni care nu aveau niciun Dumnezeu, să le dea Dumnezeu libertate la ăia. Și eu mă consideram un tată de familie, cum ar veni, și tu mă ții acolo, îmi bați jocul ca să faci anumite, să scoți colții cu mine. E urât, îți dai seama, e foarte urât. Băi, apare notificări pe aici, nu mă descurc cu ăsta. Și obligat, ai anumite blocaje psihici, nervi, te ținea în cușcă, bă, era urât, foarte urât. Și orice om care e la pușcărie, după o perioadă foarte scurtă de timp, stai seama, băieții care a fost știi, nu trebuie să mai aduc eu aminte chestia asta, ajungi să crezi că ai fost născut acolo. Ești rupt din libertate, da, de realitate, să zic așa. Florin Turcu a venit cu revenirea. Mersi, Florine, mersi frumos, frate. A venit cu lirile, Florin. Florine, ce ai făcut cu lirile? Le-ai ținut deoparte acolo. Mersi, Florin Turcu. Stai, frate, liniștit. Stăm așa la o discuție, stai liniștit. Și intri într-un blocaj din ăsta, de când ești la pușcărie, ajungi să consideri că tu acolo te-ai născut. Tu nu mai știi ce se întâmplă afară. În foarte scurt timp, înțelegi? Adică, ești rupt de realitate, frate, asta e ideea. Și când ieși afară, eliberat, îți trebuie o perioadă foarte... Depinde de creierul uman, cât de puternic e el ca om, ca să te reabilitezi, să zic așa. Îți dai seama, tu vii din junglă și cum am venit eu, mie mi s-a terminat pedeapsa, m-a băgat în centru de periculos și apoi mi-a dat drumul cu foaie din asta... Îmi scad zilele cum ar veni, mai am 5 zile, 4-5 zile ca să mă prezint pe aeroportul din Fiumicino ca să fiu trimis în România. Du-te iar în stânga, iar în dreapta, fă la avocați, vorbește cu avocații, sună acte, contracte. Îți dai seama, adică eu totodată nu m-am eliberat, parcă psihic sunt cu creierul tot acolo, înțelegi? Asta e ideea. Da, ăla e bine pușcării. Pe mine pușcăria nu m-a pus în genunchi. Vrei să te bit? Nu m-a pus în genunchi. Pe mine m-a pus în genunchi, să zic așa, psihic, în genunchi la propriu, n-are cum să mă pună nimeni, nu pușcăria. Nedreptățile și abuzurile. Că totodată avocații zicea, băi, Florin, e abuz. Păi am înțeles, bă, tată, e abuz, dar eu aveam nevoie de abuz. De putere din partea statului, eu nu mai aveam nevoie. Bă, tată, și-a terminat românul pedeapsa, dă-i drumul acasă. Înțelegi? În Italia te-au ținut? Da, 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 Florin, în Italia. Păi, eu în Italia am avut, frate, pedeapsa. În Italia, Florin, am avut pedeapsa, frate. Bă, încă o dată, să vă trăiască familia, copiii, tot ce iubiți voi,
Sunt foarte bucuros că sunt aici cu voi. În cel mai scurt timp o să-i dăm forță la vloguri. Antoane, cu cine ai fost pe la pușcării? Toată lumea. Ia să vedem ce zice. Eu aveam impresia că acolo m-am născut. Arcă Libertatea era un vis vechi rău. Pe bune, Geo Mircea. Eu știu că și tu ai făcut, ai să zici, Antoane, ți-aduce aminte de mine, nu m-ai uitat. Băi, nu te-am uitat, n-am uitat pe nimeni, ești nebun. Și tu ai făcut o pedeapsă măricică. Și știi ce zic, că faci 7-8 luni, că faci 2 ani, devii același, adică ai același blocat. Blocaj psihic, ești la penitenciar. E urât blocajul ăla. Eu am vorbit cu oameni care aveau foarte mulți ani executați pe România și din păcate i-am prins și într-o pușcărie foarte rea unde nu funcționa nimic, o pușcărie mare, și am zis oamenii, bă, aici am simțit-o pe bune, e urâtă. E urâtă și parcă zici că m-am născut aici, nu mai am nici măcar anumite imaginații de afară, cum ar fi. Îți revii mai în forță capul sus. Da, trebuie, revin, frate. Cum să nu? Îți revii, frate, decât că îți trebuie puțin timp. Și am anumite, cum să zic, am anumite, acum mă deranjează anumite lucruri. Dacă merg la bar, un exemplu, și e gălăgie acolo, mă enervează. De obicei, înainte, eu stăteam la bar liniștit, fără niciun fel de problemă. Acum îmi beau cafeaua și fug. Am observat asta, ies afară și plec. Adică nu-mi place gălăgia, mă înțelegi? Pentru că acolo nu era gălăgie. La pușcării nu prea e gălăgie, mai ales în orele care se respectă, somnul și tot așa. Mai întâmplă evenimente, gălăgii, e o gălăgie acolo foarte, care te afectează foarte mult, aia cu cheile, când deschidi, închidi, înțelegi gabore și ce face. Dar nu e o gălăgie umană, să zic așa. Acum depinde de secții, depinde cum și cine comandă, domnule. Acolo comandau românii, ca să știi. Băi, Antoane, românii. Băi, erau românii, vrei să te mint? Aș minți să zic că era altcineva. Eu plecam din pușcăria aia dacă nu erau românii. Ai mai dat de român pe acolo? Da, frate, am stat cu mulți români. Cu foarte mulți români. Am stat și cu legendele României. O să fac din alea. Și nu că am stat. Prieteni. O să facem noi cum trebuie, frumos. Am stat, frate, am stat. Am stat cu lumea grea, am stat cu păburii. Fă la o pușcărie mare și îți dai seama. Toate la timpul lor. Deci, mă deranjează chestia asta cu gălăgia, unul la mână. Doi, dacă merg la mall, am lăsat-o pe nevastă mea acolo înăuntru și pe fată și i-am zis că ies afară, nu mai puteam. Mă simțeam și era la mall, frate, nu eram într-o cameră. Mă simțeam așa, incomod. Am ieșit afară, în parcare, nu mai aveam treabă. Te deranjează, frate. Adică să imbim pușcăria în creierul tău și indiferent cât ai face, că ai faci 7 zile, că faci 2 luni, că faci 1 an de zile, e același efect. Erau români, Florin, erau români la greu. Păi toată secția aproape erau de români. Unde nu e românul? Știi unde nu erau români? În centrul ăla de periculoși care m-a dus. Bă, frate, nu era un român. Aia mă deranja pe mine cel mai tare. Bă, eu sunt 100 de străini și nu era niciun român. Și le-a zis la ăia, păi ce mă, eu sunt unicul periculos pe Italia? Păi zice ea, păi ce vrei să-ți fac, frate? Păi ăsta e un semn că tu n-aveai voie să mă aduci aici, bă, frate, că eu sunt cetățean european, sunt una, alta, ce i-am zis eu acolo. Zice, nu e așa cum zici tu. Păi bun, și alt român cu anumite fapte mai grave, nu s-a mai eliberat niciunul de la pușcărie să-l aduce aici. Nu era, frate, eram singurul român. Și fii atent, m-a dus la 400-500 de kilometri și pe mine m-a cunoscut mulți de la pușcărie. Mulți străini, marocani, egipteni și tot așa, tunisini, m-au cunoscut de la pușcărie pe mine. Și erau nebuni oamenii. Băi, erau nebuni, dacă zic, erau periculoși, erau nebuni. Și m-a dus pe mine acolo. A zis să ia, Antoane, ce faci, Antoane? Mariane, te salut. Te salut cu respect, frate. Am așteptat să mă suni azi. Nu m-ai sunat.
Eu tot așa sunt cu telefoane, cu din alea, am fine, nebunii Marian, știi? Bă, frate, când m-am văzut Tunisine acolo, pe mine mă știa de la pușcărie. Așa îmi zicea, băi, pușcărie, îmi zicea oia, știi? Pușcărie, pușcărie. Mi-a zis, Antoane, ce faci, bă, frate, aici, mă, zice? Ce să fac, bă? Uite, am venit să stau cu voi. Dacă și nebunii și-a dat seama că eu n-aveam cum să stau acolo cu ei. Tu îți dai seama? Hai să zici, Antoane, te-am băgat la nebun. Nu m-a băgat, bă, la nebun, m-a băgat la cimitir, să mor eu dacă nu era cimitir ăla ce era acolo. N-am văzut în viața mea. Ceva foarte... Bă, frate, băi, Mariane, nu mai zi așa, bă, fratele meu. Ce faci, Mariane, cum ești? Da, frate, și aia a zis, Antoane, ce... Nu, mi-a zis, pușcării, ce faci, frate, aici? Ce să fac, frate, m-a adus ăștia aici. Zice, păi, dar de ce te-a adus? Păi să stau cu voi, mă, uite. Ce a zis? Hai, bă, Antoane, ca să stai și cu aia. Dacă și bă, aia nebunii, frate, și-a dat seama că n-aveam eu ce căuta acolo. Tu-ți dai seama. Nedreptăți, nedreptăți. Samson, buongiorno. Ce e favă, fratele meu? Iar dormi. Trezirea, tată, că avem treabă. Stai și tu. Da, frate, am stat cu familia azi. Cu... Așa-i, duminica, tu nu știi. Pe la pușcării îți dai seama, ți închidea aia ușa la 6 și te rugai să vină noaptea, să adori. Care luau pastile, care luau tot felul de prostii. Cum e acolo, frate? Bă, azi am stat în familie, le-a cam șprițuit, într-adevăr. Hai să zice, Antoane, că ai început să bei. Nu, frate, dar vezi tu, dacă n-ai mai avut cu băutura... Marius Albanezu. Te salut, te salut. M-am uitat la toate videoclipurile tale, stai așa, că citesc după două telefoane. Cât timp ai fost? A, puțin, frate, puțin, așa, cât... O eliberare condiționată de rai. Ai avut telefon acolo? N-am avut, frate, n-am avut telefon Florin acolo pentru că erau mulți prăduitori, unul la mână. Erau mulți prăduitori și plus de asta erau pedepsii mari. Bă, bun, era plecat de la 2 ani telefon acolo. Și aveam 8 vizite pe lună, frate, adică aveam 2 pe săptămână și nu-mi trebuia telefon pentru că eu aveam familia... De 2 ori pe săptămână acolo. Vinea cu pachet, una cu alta. Vinea la vizită, stăteam câte o oră și nu-mi trebuia. Adică am vrut ca să plătesc asta și să ies afară. Că voi știți, eu cred că... Și am zis-o și acolo înăuntru. Șmecheria e să stai afară, nu să stai la pușcării. Să dea Dumnezeu să elibereze toată lumea care e la pușcării. Drebi zice, așa trebuie. Șpriți și voi e bună. Mai ales când stai în familie, îți dai seama. Așa e. Ce să rezolv, frate? Aștept, nu știu, mâine îmi dă un răspuns. Bă, frate, am înțeles că se face recurs, nu știu, băieții care poate au mai avut problema asta sau știi. Eu nu am mai trecut pe chestia asta. Am înțeles că faci un recurs și când faci recursul se blochează chestia asta și va urma un tribunal. Pentru că pe mine m-a dus acolo în centrul ăla de periculoși, fără... periculoși, extrădări, mai multe, ca să nu zic vreo unul, bă, frate, nu mai periculoși. Nu, mă, frate, acolo era un centru, erai periculos, că erai pentru extrădare, că așteptai avionul să te îmbarcheze și tot așa, înțelegi? Diverse cazuri, doar eu, pe acte, eram periculos. Restul erau mai mulți, 90% din ei le lipsea actele și 10%, să zic, vinea de la pușcării, ceva de genul, înțelegi? Septiu meu, ce faci, mă, fratele meu? Anătă Florin, Marius. Anătă Florin. Și dacă e cineva care știe cum funcționează chestia asta, să-mi dea și mie un mesaj să zică, bă, Antoane, uite așa stă treaba, pentru că eu n-am mai trecut până asta și știu că m-a dus acolo fără un tribunal, cum ar veni un judecător să decidă, știi, ca să te duc acolo. M-a dus garda și tot așa. După judecătorul mi-a decăzut periculozitatea, m-a scos afară, dar foaia de vie a rămas în picioare. Și tot mă zbat cu avocatul ca să vedem ce face. Dacă nu, Antoane, fă-ți valiza, du-te în România. Niciun fel de problemă. Pentru că România pentru mine nu e iad, să zici că cum făceau alții.
Băi, alți străini pe acolo să mor eu dacă nu mâncau pastile, șampoane, beau câte un litru de șampon ca să vezi, Doamne, să piardă avionul ca să îl ducă pe la spitale, una alta. Că nu vroia în Tunisia, nu vroia. Eu le-am zis, bă, dacă trebuie să mă duc în România, du-mă, tata. Adică să nu crezi că eu mă zbat pe jos și fac din alea cum făcea anumiți interlopi aici când de arestat poliția. Știți voi de mult. Am scapat numele. Eu mă duc cu fruntea sus, hai! Adică fără niciun fel de problemă. Și dacă trebuie să mă întorc la pușcărie, eu tot cu fruntea sus mă duc. Dar nu mă mai țineți aici în pușca asta, că mă nebuniți, măi, omule! Da, frate, centru de repatriere din ăla. Da, bravo, ăla e, bravo. Ai avut... Stai așa, ce zice Florin? Bă, frate, am unul de ăsta. Ai avut parte de discriminări, că erau români. Păi erau, frate, erau și români. Bă, frate, sifonel și una și alta. Nu face doar italienii sau doar românii, sau fac și albanezii, fac și românii, fac și toate rasele, Florine, ce cred. Sunt băieți buni și băieți, știi vorba aia, nicio pădure fără uscături. Tu trebuie să te ferești de toate rasele, cum ar veni la chestia asta. Îți dai seama, înăuntru, în primul rând, nu trebuia telefon mie. În al doilea rând, eram prea nebun ca să risc, pentru că nici ei lanți, era lume poate mult mai sonoră și li trebuia telefoană și tot nu apelau, pentru că avea acces la telefon. Acolo puteai, ori aveai, deci aveai două posibilități. Dacă nu făceai vizită cu familia, îți dădea garda telefon, mergeai la, într-o cameră, îți dădea garda telefon și sunai și vorbeai cu familia 20-30 de minute și scădea o oră, cum ar veni că ai făcut o oră de vizită. Deci aveai acces la telefon oricum. Ați văzut că eu am făcut un live de acolo și am mai vrut să mai fac anumite live-uri, dar ce crezi, mi s-a stricat și mie telefonul de acasă, nu mai mergea, n-am avut nici oameni care să știe să umble cu YouTube-ul, vrei să te mint? N-am avut să umble pe YouTube, să deschidă, să facă. După s-a schimbat anumite chestii pe YouTube, de-abia am reușit să dau drumul la live-ul ăsta. Și chiar dacă învățam pe telefon să zic fă așa, fă așa, nu mai era, deci nu mai era cum știam eu, asta era ideea, nu mai era cum știam eu anumite setări și am decis și am zis, bă, nu mai fac, frate. Dar am făcut de acolo, Florin, dacă ți amintești, eu am făcut un zi. Am făcut un live de acolo de rău. Era cu garda. Normal n-aveam voie, frate, și n-aveam voie să fac live-uri. Eu aveam anumite instanțe, mi-era frică să nu mai mi-aduc altele pe cap. Înțelegi, a fost mai multe, știi? Ai familie, copii aici, nu te poate trimite cu un avocat bun. Da, Samson. Da, frate, am copii, am familie, am alta. Să vedem acum ce vrea să fac. Sperăm bine. Dacă nu, asta e, frate. Lasă, bine că te vedem pe viu, zice Florin. Viu și sănătos, asta contează cel mai mult, frate. Să ieși sănătos de acolo. Acolo ești ca la cimitir, pe bun, ești ca la cimitir. O să fac eu anumite vloguri, pentru că pușcăria, oarcă ești la pușcărie sau la zi. Mi-a zis cineva la pușcărie, un român care vorbea foarte bine gramatical, a zis, băi, Antoane, nu mai zi oar. Băi, scuză-mă, zic... Sau, zi sau, așa. Iartă-mă pe mine. Îmi cer 17.000 de euro. Pușcăria sau cimitirul, tot aia e, decât că la pușcărie te mai miști. Prietenii uită de tine, aia uită de tine, știi cum e. Băi, noroc, încă o dată. Stau, am ascultat live-ul când ne mulțumesc la... Da, frate, da, păi bravo Florin, ăla era live-ul, da, l-am făcut de acolo. Ei, am mai făcut altele, nu a căzut jos, doar s-a auzit așa. Am mai făcut alte live-uri și nu știa, frate, familia să-mi facă mii setări pe acolo, una alta, așa am decis, zic, bă, asta e, frate, s-a stricat și microfonul la telefon, s-a stricat și telefonul. Tu nu știi la omul sărac nici
Păi, Antoare, că ești sărac. Ce vrei, mă, la belea? Eu de câte ori am căzut la pușcărie, mi s-a stricat telefonul acasă. Ești nebun? Te mint? Așa mi s-a întâmplat mie, de câte ori. Anul trecut, când am fost în Germania, la fel am pățit. Mi s-a spart telefonul ziua, ecranul, una alta și zi. Și seara m-a arestat. Așa mi se întâmplă mie, frate. Antoane, când bei un pahar de bere. Bă, mi-era dor de un pahar de bere, ești bun. Te-ai pus pe bere aia, zice Marian. Uite, aici. Băi, mi-era dor, Marian. Bă, am cam șprițuit azi. Te mint? Dar acum nu, sunt bine, că am dormit. Am dormit, că eram la distanță și trebuia să conduc, trebuia să astea și să nu conduceți în influența alcoolului. Să trăiești, să stai liber, să-ți faci talentul. Mersi de drept. Da, frate, păi ce să facem? Face și noi ce putem, drept. Face și noi ce putem. Da, frate, așa este. Așa este. Bă, dar de ce este așa, mă, frate? O să dăm, frate, îți dai seama, o să dăm drumul la live-uri, o să dăm drumul la vloguri. Într-adevăr, facem vloguri, nu mai vorbim una alta așa pe zi. Pe live-uri, să facem povestiri, să facem nebunii. O faptă nu mai faci și tu, Antoane, Antoane. A, Mariane, nu mai fac fapte, dar la pușcării tot m-am dus, nu știu cum. Cum s-a întâmplat ghinionul ăsta pe capul meu, nu-mi dau seama. Bă, m-a sunat ieri italianul, prietenul ăla meu de la pușcării, m-a sunat pe cameră. Eram la un mol și eram afară, în față, la mol. I-am zis, ce-i fa, mă, băiatule, acolo? Ce-i să fa, mă, Antoane? A făcut un TikTok cu mine și a zis că el se duce la furat, că el face, că el drege. I-am zis, vezi că de la TikTok-ul ăla se trage. Aiurea, îți dai seama. Ai făcut la Latina? Nu, frate, n-am făcut la Latina. Bă, Latina aia nu-i bună. Ai făcut la Latina. La pușcării te referi și e mică Latina aia, frate, nu-i bună. Nu că nu era bună, era bună pentru mine, că eu am casa la părinți în față la pușcărie. Băi, exact în față, era foarte bine pentru mine acolo. N-am vrut garda să mă ducă pe mine acolo. N-am vrut garda să mă ducă. M-a dus la o pușcărie mare, la o... Era jale ce era acolo. Nimic nu funcționa. Băi, nimic! Îi ziceai la Gabor, de la Gabor îi ziceai la comandant, de la comandant îi ziceai la inspector, da, bă, îmi trebuie actul ăsta, da. Erau nebune aia, frate. Dai seama, frate, pușcării mare, Bahaus mult. Marian, gata. Salut, Antoane, te salut, frate, te salut. Ce fac, mă, Mariane? Ce faci, bă, tată? Bă, dar eu nu reușesc să dau volumul ăsta. Mersi, frate. Bine te-am găsit. Bine, sănătos. Cum ești, mă, frate? Bă, o să facem vloguri. Facem de toate. Facem povești, facem una, facem alta, întâmplări. Pârnaicic. Stai așa, ce a zis Marian? Bă, ce? Stai mă așa, frate. Pârnaie de căutat sau de căutați? Bă, frate, era bună pușcăria la din ăstea. Erau căutați, frate. Erau căutați. Aveau capital. Aveau capital. Te mint? Aveau capital. Bravo, Marian, gata. Aveau capital, frate, erau căutați, erau mafioți, dă-i în pizda măsii. Dă-i în pizda mamilor de mafioți, erau mafioți, te mint? Băi, am o draie, am o brățară, draie, știi că eu am antistres mereu o mână, dar nu-l găsesc pe aici. Și așa, băi, omule, am avut-o la pușcărie, eram cam
Eram singurul care aveam din aia în mână, că mi-a zis un sârm. Zice, s-a eliberat unchiul meu și a zis unchiul meu că te salută pe românul ăla care are brățara aia în mână. La Frosinone, frate. Sorin Damian. Ceau, Antoane, te pup. Stai așa, ce-a zis? Ceau, Antoane, te pup. Bine că te-ai eliberat și eu am făcut 2 luni în Olanda, Danemarca și... Da, frate, așa este, Sorine. Mersi, mersi din mesaj, frate. Așa este, Sorine. Te resetează, te mint. Te resetează. Băi, frate, eram în cameră, stăteam cu un băiat, cu un român și 2 sârbi. Da, pe unul l-am făcut eu să plece de acolo, să rup pe ușa. Antoane, că m-a rupt ușa. Băi, a dat toți românii la o parte, a zis, lăsați-mă, nu mai vreau să văd români. Bă, dar stai aici cu noi, nu mai vreau. Auzi, doar o vorbă, a zis doar o vorbă. A zis în cameră, eram eu cu un băiat copilul de la Roma și, da, eu cu el și 2 sârbi, frate. Dar unul dintre sârbi vorbea românești, era prietenul meu, ălălaltul era cam zdreanță, înțelegi? Era cam zdreanță ălălaltul. Și m-a zis odată, bă, dar vorbiți pe românește, că îți dai seama, într-o cameră de 4 persoane, dacă 3 vorbesc românești, eu vorbesc românești, nu mă interesează pe mine să vorbesc italiană, să înțeleagă al 4-lea, doar când trebuie să înțeleagă, dar dacă povestesc ceva, povestesc românește, Timi. În fin, s-a dus tare de tot. Vă povestesc eu și cu ăla ce a făcut, cum a făcut, povestim tot. Acum ce crezi? Eram în cameră, eram... Într-o duminică stăteam așa în pat. Acum ce a rămas în cameră? 2 români și cu un sârb. Ai înțeles? Dar sârbul, fratele nostru. Te mint? Fratele, mai ales a meu, fratele meu. Un băiat din nota 2000. Talent, vorbi, tot ce vrei tu. Acum ce crezi? Bă, l-a dus pe unul, tot pe un sârb de-a lui. El când a văzut că l-a dus gaborii pe acolo, l-a luat pe ăla, bă, frate. Ce-o fi zis? Frate, ești de-a meu? Hai, frate, că este loc. Erau corpuri zi. Erau 4-4, cum ar veni. 2 pe o parte, 2 pe o parte. Eu stăteam la primul, bineînțeles, la 4-1, el deasupra mea și românul stătea singur. Și mai era loc acolo, că-l fugărisem eu. Bă, ăla, mă certasem eu cu el, în fin. Și plecase ăla și mai era un loc acolo. Acum, cum stăteam în pat, duminică, ne uitam la televizor. Bă, frate, nu vine Tarzan, îi ziceam noi ăsta. Nu vine Tarzan ăsta, bă, frate, cu cine crezi? Cu un sârb. Cu saci, după el. Îl bag în cameră. Bă, mă uit așa la... Bă, ce faci cu tu, îi zic lor? Zice, bă, frate, eu am venit să vă întreb, zice el. Bă, talent de om, era nebun omul. Zice, bă, eu am venit să vă întreb. Ăsta, zice, e ca mine sârb. Putem să-l băgăm aici? Bă, mă uit așa la ăla. Mă dau jos așa din pas și stăteam așa cum stau acum, știi? Mă uitam la ăla. Salut, frate, salut. Bă, nu prea era curățel, vrei să te mint, dar la creier nu era nebun omul. Bă, nu era nebun. Asta i-am povestit-o și lui maică mea azi, pe bune. Să vezi că te nebunește pușcăria, de aia vreau. Acolo vreau să ajung. Bă, nu era nebun omul. Salut, frate, salut, să dă și băiatul ăla într-un românul. Bă, îți dai seama, să uite la mine, ce faci, bă, frunt? Zic, bă, nu prea-mi convenea de el. Și zic lui ăla pe românești, zic, bă, ce treacă o faci cu mâncața? Nu-mi place, e timid, nu-i curățel, nu-i cum trebuie, îi zic eu. O fi de-a tău, dar nu. Bă, omul a înțeles imediat și îmi spune, bă, frate, niciun fel de problemă, eu schimb camera, stai liniștit, zici, niciun fel de problemă. Am înțeles, gata, nu-i loc. Bă, omul, bă, bune, a înțeles că nu era de el acolo. Eu ce zic, nu, bă, tată, că noi suntem răi, mai face ăsta țuică pe acolo, vine gaburi, percheziții, că așa era pe acolo și tu trebuie să stai liniștit. Du-te și tu la altă cameră și nu-i problemă. Uite, te duce băiatul ăsta la altă cameră, că mai sunt alți sâri pe acolo. Zice, perfect. Bă, omul foarte ok. Bă, mâncava așa. După vreo 2-3 zile, o săptămână maxim, l-am mutat, eu era la camera 6 și pe el l-am mutat la camera 1.
A intrat la camera 1, a stat pe acolo. Bă, după vreo săptămână să mor eu dacă nu vorbea singur, mă uitam la el și zic, Doamne, ce ți-e creierul uman în casă. Vorbea singur pe secții, nebunise, și odată când a deschis garda la dimineața, a deschis ușa, a început să fugă pe secții pe acolo, că el fuge la familia lui. Bă, eu am crezut că făcea la bat jocuri, așa, la, bă, nebunise, frate, gata. Deci a clacat. Bă, m-a speriat ăla, zic, bă, să mor eu dacă te vin, dacă nu. Când a venit în cameră acum câteva zile, era omul cum trebuia, frate, la creier, a vorbit cu el. De unde ești? De unde ai mai fost? Cât ce mandat ai? Bă, ce am vorbit noi acolo? Ce am întrebat eu? Ești căutat? Nu ești căutat? Vine cineva la tine? Nu vine? Și tot așa, de rând. Ai bani în cont? Faci și tu cumpărături? Nu faci? Ca la pușcării, ce ai de vorbit acolo? Omul a vorbit. Bă, frate, nu mai puteai să te înțelegi cu el. Deci nu mai puteai să te înțelegi cu el. Și mulți am văzut așa, foarte mulți. La casă, frate, creierul uman e foarte sensibil la șocuri de pușcării. Și ăla nu era, să zici, că era atunci venit la pușcărie. Era venit după altă secție, că îl bătuse lumea. Și mie nu prea plăcea când îl bătea. Zic, să iau din aia bătuți, futuți în cameră. Hai, vino. Nu, era greu să... Înțelegi? Așa de scurs s-a dus pe drumul lui. Da. S-a dus pe drumul lui pe bune, Geo Mircea. Bă, imediat foarte rapid, să mor eu. A luat-o randeaua, frate. Părea rău de el, te mint? Îmi părea rău de el. Adică îl vezi pe om, vorbește coerent, vorbește cum trebuie, cu dicție, a zis cineva, vorbește cu dicție. Și deodată s-a dus. A plecat pe cursă. Antoane, se pierde lumea înăuntru. Tovarășul meu stătea... Da, frate, așa este. Se pierde lumea înăuntru. Tovarășul meu stăteam în cameră amândoi, am mâncat. Seara, a doua zi, l-am găsit în duș, frate. Se ruga. Da, frate. Clachează, frate, lumea. Să mor eu, așa este. Păcat. Îmi pare rău de ea care clachează. Vrei să te vin? Că îți dai seama, frate. Clachează omul la probleme, frate. Și eu am văzut multe, multe, multe am văzut. Seara mâncasem împreună. A doua zi, se... Da, frate, da. Păi ăsta, Tarzan ăsta care era cu mine, tot la fel, frate. Fac eu o glumă cu infermiera pe acolo, mă cunoștea infermiera de aici, fi din zonă de la mine de aici. Și mă știa. Și am avut eu și anumite probleme cu infermiera aia. Mai de mult. Ia, dacă am făcut eu o poveste mai de mult, dacă vă amintiți când a zis că unul mare mi-a pus cuțitul la gât când eram eu mai mic, în fin. Ei, aia era infermiera acolo. Mă cunoștea bine. Avea un pic frică de mine, nu știu de ce avea frică. Aia a văzut-o inclusiv lumea care era în cameră cu mine, că avea, dar nu știu de ce avea teama aia de mine. Bă, nu i-am făcut nimic rău, vrei să te vină, avea, o vedea eu pe ea. Și nu eu, și tu, dacă erai cu mine, îmi ziceai, băi, Antoane, asta se vede că e frică, nu știu de ce. Și fac eu o glumă cu aia, în fine. Ăla începe și râde, frate, a râs. Acum, după vreo săptămână, frate, de la gluma respectivă, ce crezi? Tarzanela meu, că așa îi ziceam eu, Tarzan. Era făcut, era micuț și cu, avea părul lung și barbă, înțelegi? Băi, era Tarzan pe bune, dacă îl vedeai. Acum ce crezi? La vreo săptămână eram eu în cameră la alți români. Eram în cameră la alți români. Și îmi zice românul respectiv, care eram eu în cameră la el, zice, bă, dar Tarzan ăla ce are, mă, frate? Că e în baie și se uită la oglindă și râde în continuu. Eu ce-i zic? Îi zic aia, cred că și amintește ceva, mă, cu mine, îi zic eu, că eu mai râdeam cu el. Și zic, cred că și amintește ceva cu mine și el râde din nebun. Bă, se duce asta și îl întreabă iar. Eram cu Mânuță. Da, cu Mânuță. Se duce Mânuță și îl întreabă iar. Și îi zice, bă, dar de ce râzi? Și zice că el îmi zicea cu metru meu, așa zicea mie. Bă, știi cu metru meu ce a făcut cu infermiera aia? Și vine Mânuță înapoi și zice, bă, să mor eu dacă n-ai avut dreptate. Zic, ăla rând de Petru că și-a amintit de acum o săptămână, ce zi, ce ai făcut tu la infermiera aia. Deci el și-a ducea amintit după o săptămână, bă, și se punea așa în oglindă și râdea la oglindă. Ia ce zice Marian, aveai fluturașul după tine? De aia. Bă, acolo era cu sulele.
Ți-am mai zis, cu fluturașul, era cu sulele acolo. De unde fluturaș pe acolo? Păi, tu nu știi. E greu cu fluturașul, acolo. Dacă vrei să-l chem fluturaș, îl chem, da? Poți să-l chem și mitralieră, dar el nu seamănă pe el. Nu seamănă mariare pe el, știi cum e acolo. Din alea arteziane, am zis bine. Băi, noroc încă o dată să vă trăiască familia, copii, la oameni care n-au fost de la început. Să vă ce a scris? Mariane, te salut, frate. Să trăiască ce iubiți voi. În cinstea noastră. Că, băi, Antoane, n-am mai băut și noi un pahar cum făceam ca pe timpuri. Ce vrei, a venit și rândul nostru să mai meargă și alții la pușcărie. Păi da. Băi, Antoane, nu dorim pușcării la nimeni. Dă-o dracu. Dă-o dracu, alții cum mi-a dorit mie. Doamne ajută la toată lumea, frate. Să stea afară în libertate, dă-o naibă de pușcării. Băi, Antoane, dar alții cum ți-a dorit ție? Mi-a dorit alții, bă, într-adevăr. Au reușit-o, vrei să te mint? Hai să zici, băi, Antoane, de ce ai căzut la pușcărie? Hai să facem noi din alea. Stai așa să pun suportul, că am suport din ăsta. Ce vrei, frate? Am avut oameni care... Normal, nu e vina zi. Bă, frate, normal, nu e vina la ăla care trădează. E vina ta că nu-ți dai seama cine trădează și cum trădează și când trădează. Nu e vina lui ăla, pentru că dacă ei slugi, e vina ta ca băiat inteligent să-ți dai seama că unul-i slugă și să-l îndepărtezi de tine. Dacă tu nu-l îndepărtezi și încă îi mai dai detalii din ceea ce faci, el nu-i normal că vorbește la gardă ca să știu eu să nu-și ia o amendă când conduce cu mașina. Un exemplu. Înțelegi tu? E vina ta, nu e vina la slugă că te-a trădat. În cazul meu e vina mea, eu mi-asum ceea ce zic. Și m-a avertizat, băi, Antoane, vezi că ai să ajungi pe la pușcării, dar de unde știu? Dar de unde știi tu? Dar de ce numai eu, domnule? Dar de ce numai eu pe la pușcării, alții nu? Ce vrei, asta e. Daniel Dogan, te salut, mersi, frate. Înțelegi? Nu e vina, frate, la cine trădează și cum trădează. E vina noastră, că îi ținem pe lângă noi. Îi ținem pe lângă noi și nu știu statutul. Trebuie să... Uite, vezi, asta la pușcărie se respectă foarte mult. Trebuie să știi statutul. Nu bagi sclavul, curățenia, să o pui la masă cu tine când vorbești tu anumite treburi serioase. Afară, tată. Eu aveam un cumătru de-a meu de la Galați. Cearcea așa făcea. Adică, bă, dai drumul afară că noi avem de vorbit treburi serioase. Hai. Și pleca afară și noi vorbeam treburi serioase. Adică nu stătea curățenile cu șmecherii la masă sau cu băieții inteligenți. Niciodată n-avea cum să stea. Vezi, asta, din păcate, noi afară în libertate facem greșeala asta. Facem greșeala asta, ne dăm seama cam târziu, de multe ori acceptăm, știm că, adică el a dat un semn că îi slugă, dar totodată ne mințim și mai dăm a doua șansă. Bă, la pușcării nu mai merită a doua șansă și nu mai primește. Primește al doilea cuțit direct în gât și pleacă pe cursă, la infermerie. Păi, așa se face. Și din păcate și nefericire ajunge să suferi familia, te bagă la pușcării și tot așa. Astea sunt greșelile care le facem noi afară în libertate. Părerea mea, dacă greșesc, adică, bă, frate, la pușcărie, mă repet, fiecare știe statutul. Dacă ești băiat bun, ești băiat bun. Dacă ești fraier, stai deoparte. Dacă ești curățenii, la fel. Adică se respectă chestiile astea și... Adică riși mai puțin cum ar veni. În schimb, afară e cu mătrul cu tare, vărul cu tare, vine la masă cu tine, tu nu știi, vorbești. Adică te arzi foarte ușor afară, mă, asta e ideea. Și înțelegi ce vreau să zic. Te-ai lăsat de... Nu mai zi, Mariare, că suferi acum. Vrei să te mint? De când mă uit să mă duc să-mi iau țigările? De când mă uit să mă duc? Bă, frate, tu nu știi, am zi.
Super, pe ăștia, bă, îmi doare că fumez în casă. Bă, eu fac ce vreau în casă, în casa mea, eu nu stau cu... Ai înțeles? Că văd că nu bagi, da, frate, suferi. Am zis să nu fumez în casă, știi că... Ai copii, ai femeia gravidă, nu știi, Mariane, că îmi vine acum băiatul. Tot rău spre bine. Bă, într-adevăr, când m-a băgat la pușcărie, mi-a lăsat. Normal, n-aveau dreptul, frate, să facem vloguri și de asta. Aveam foarte multe motive ca să stau afară. Afară, la rest, la domiciliu mă refer, nu afară în libertate. Și n-a vrut judecătorul să-mi acorde asta. Aveam foarte multe acte. Aveam și am femeia gravidă cu certificate, cu una, cu alta. Când am intrat acolo, la 3 zile le-am băgat și am zis, domnule, lăsați-mă că, uite, așa stă situația. Mai vine acum un copil, deja mai am unul. Lăsați-mă afară să văd de familie, de copii. Lăsați-mă la rest, la domiciliu. Nu am o pedeapsă foarte mare. Mulțumesc frumos, Daniel. Nu am o pedeapsă foarte mare și... Da, păi cred că aia urmează. Nu am o pedeapsă foarte mare și pot să mă petrec la domiciliu, mai ales că aici sunt anumite legi. Până în 4 ani să stai la domiciliu, acum s-a modificat, până în 6 ani să stai la domiciliu. Dar ce crezi? Când vrea judecătorul, mi-a băgat o evaziune pe gât când am făcut eu o evaziune, aneu care mi-a făcut o garda și... Dar nu mi-a zis de evaziune, a băgat-o pe acte ca motiv, dar nu mi-a zis de evaziune. Mai mult mi-a băgat cam dosare multe. Și că periculozitate. Băi, ce periculozitate, frate, că m-am predat singur. Dar în fine. Asta e ideea, că nu vrea băiat, să ducă steagul. Să ducă steagul. Și mie la fel trebuie să... Stai așa unde a plecat. Cine a zis? Stai așa. Marian, gata. Și mie la fel trebuie să... Să-mi vină un băiat. Bravo, tată de băiat! Să fii într-un ceas bun, frate, și ție. Și Doamne ajută la toată lumea să vă trăiască familia, copiii, tot ce iubiți. Și să vă ține Dumnezeu în libertate pe toți. Că eu știu că dintre noi de aici mai muncim legal, bineînțeles. Că nu mai munci legale facem și să ne țină Dumnezeu departe de belele. Unde e Iancu, frate? Nu știu, frate. Ce le știi unde? Se plimbă. Își face viața om. Așa e la pușcărie. Stai așa, zice. Așa e la pușcărie, pentru o greșeală nu mai există iertare. Afară, zice. Lasă. Lasă că pe mine nu mă leagă. Da, frate, da, păi așa este Geo Mircea. Bă, frate, nu toată lumea, dar un procent foarte mare să vinde. Și eu am din ăștia care s-a vândut, dar știi cum? Nu s-a vândut, să moară familia mea dacă s-a vândut. Știi ce au făcut? S-au donat. Și auzi unde, mâncața și pula ta. Auzi unde s-au donat. Direct la gardă s-au donat. Băi, omul! Băi, Antoare, cum? Băi, s-au dorat la gardă, băi, omule, băi. Dar de ce, băi, Antoare? Băi, nu știu, bă, mâncața și pula ta, că a fost pe la pușcărie și am făcut, bă, care-i de mult aici, uite, cum e Marian, Geo Mircea, e de mult. Știi că eu am făcut anumite vloguri cu egiptenii aia, când, nu aia cu scandalul care l-am avut eu, cu Amanta care m-a băgat, nu mai știu titlul cum a fost, Amanta care... Dacă nu mă înșel, Amanta care s-a futut cu egiptenii. Ce știu eu, mă, frate? Nu mai știu titlul. Și aveau oamenii pedeapsă de vreo 12 ani. Aveau sechestrări, aveau una, aveau alta. Înțelegi? Și m-am găsit cu ei acolo. M-a respectat oamenii. Îți dai seama, mă cunoștea dacă eu eram la 25 de kilometri de casa mea. Mă cunoștea multă lume pe mine acolo. Și m-am găsit cu oamenii respectiv. Și zice, băi, fratele meu, băi, ai fost prieten cu ăla, cu ăla, cu ăla. Da, tata, am fost. Bă, vezi că... Am zis, bă, vă rog eu frumos, dacă am mâncat cu mine la masă și eu nu am știut anumite treburi, că eu sunt curat ca omii, nu are cine să-mi aducă
bă, o semnătură proastă. N-ai cum să mi-aduci. Dacă mi-aduci o semnătură proastă, mi-au gâtul pe life, timid. N-ai cum. Și eu dacă sunt curat ca om și stau cu unul la masă care nu știu și nu, adică nu-l pun în zi. Te salut, frate, te salut. Nu pun la risc că el va face chestia asta, pentru că mănâncă și aleargă cu mine pe stradă. Și eu te-am învățat să faci bani, eu te-am învățat să faci fapte, eu te-am învățat să-ți hrănești familia și nu mă aștept eu la anumite treburi, mă înțelegi? Și te deranjează totodată, frate, și când a început aia să-mi zic, i-a zis așa, bă, vă rog eu frumos. Bă, voi mă știți pe mine ca om cum sunt, da, frate, te știu. Nu mai zi mâncața și pula ta, că mă deranjează, vrei să te vin? Bă, mă deranjează. Mă răscolești, îmi strici ziua, las-o așa, am auzit și eu ce vrei, am auzit stânga, dreapta, știi cum e, te mai dă și garda în primire când ești fraier. Te mai dă și garda în primire. Că și zi, nici lor nu le plac sifoanele. Și mai zici, uite cu tare, mă, ce faci. Înțelegi? Care îi gardă cu un pic de demnitate, că mai sunt care au și demnitate, frate, îți dai seama. Zgolam și își face omul meseria, dar totodată spune, ia uite mă, face pe sifonul fraierul ăla, lasă că-i rup și capul, zice Gabori. Nu îți dai seama, mulți dintre ei. Și s-aud, în primul rând s-aud de la Gabori. Și eu când am fost arestat acum să moară familia mea, dacă n-am auzit de oameni care mâncau cu mine la masă. Și când m-am dus la pușcărie, a început și oameni din pușcărie să-mi zică, bă, col, mamă, parcă mi-intra așa cuțit în mine, în inimă. Au, au. Nu mai da. Nu mai zic. Nu mai zic, nu mai ies la vizită. Mă găseam la vizită cu ei. Erau după altă secție. Nu mai ies la vizită. Vă rog eu frumos. Dar eu nu mai eram prieten de mult timp cu oamenii. Dar, adică, înțelegi ce zic? Tot te deranja. Că odată a stat cu tine la masă. De-aia e bine fiecare, mă frate, să știi statutul, mă, că de-aia e bine. Eu aș face... Ce e să fac? Pot să fac eu educația asta? Fiecare face ce vrea, dar e bine să fiecare să știe statutul. Bă, la băi sifon, du-l la cimitir, ălălantu-i băia bună, adă-l în coa și tot așa, înțeles? Nu toată lumea e cu sifonel și cu dinăre. Băi, Mariane, băi, dar nu mai zi, zice Marian, băi, acum am fumat una pe balcon, băi, eu plec după ele. Bă, să demonstrez că eu sunt ciumec, fumez în casă. Am toate, te bate nevasta. Bă, e posibil. Acum nu mă bate pe live, că nu o fi chiar așa nebună, mă bate după aia. Să fac și eu ca ăla de la București care a zis, bă, să vină mascați, să moară familia mea, că iese urât. Când a venit mascați, atâta capul i-a făcut. Ia-ți foc. Trebuie să-mi iau foc. Fac ca la pușcării, știi? Dă-mă adida, erau doi, dă-mă adida și aia de acolo, unul mare și unul mic, ăla mare răspunde. Da, frate, ia și, dacă răspundea, ce vrei mă, cu mine vorbești, ce morți îmi vorbești așa. Nu, frate, că îi ziceam lor la altul, înțelegi, o suceai. O suceai, frate, la 190 de grade. Așa și eu, trebuie să fac din alea. Ho, ho, bă! Bă, e rău. E rău, am 53 de minute nefumate. Antoane, nu mai fumez. Băi, fumez, da. Ce vrei? Da, frate, asta e cu trădările. Trădările, chiar dacă le auzi zi. Dacă știi pe om că te-a trădat și când auzi după de la altcineva, tot te deranjează. Adică e ceva urât, frate. Da, frate, sunt bine, Mariale. Îmi revin, mă reabilitez. Antoane, nu ești reabilitat? Bă, ăștia a zis că nu prea sunt. Mi-a făcut o caracterizare din aia penitenciarul și a zis comportamentul lui, hai să zici, a zis, e apropiat de bun. Comportamentul meu nu-l are toată România asta. Am comportamentul decent, domnule. Am comportamentul cum trebuie. Da, mă, frate. Și am zis, da, mă, frate, să facem un live. 100% live. Bă, nu mai știu să fac live. Nu mai știu să fac anumite chestii. Nu mai...
Sună-mă, frate, când vrei tu, ești nebun. Sună-mă pe numărul ăla, știi, că pe lantul nu merge și tot așa. Nu merge pe lălantul. Bă, mă duc să aduc o țigară. Antoane, mai stai. Bă, să arăt că eu sunt ciumec, fumez în casă, mă, de ce? Fac ce vreau, mă, eu nu-s ca alții. Băi, noroc încă o dată. Eu nu-s ca alții, când îi zice cineva, stele, nu ieși din casă, nu ies. Antoane, te dezbraci! Uite, mă! Ai să zici, Antoane, ai ieșit rău. Băi, am ieșit bine de la pușcărie, da. Tu nu știi că eu ies forță. Mă duc să-mi aduc o țigară. Mă scuzați. E cald. E cald, foarte cald. Cum e la voi, fraților? La mine e cald. E cald tare. Dar nu mă plâng. Nu mă plâng. Să mor eu dacă mă plâng. A, stai, frate, liniștit. Uite, mă. Antoane, fumez numai slimuri. Bă, am slimuri din ăsta. Bă, frate. E cald tare aici. Cum e la tine, frate? E cald, dar nu mă plâng. Nu mă plâng și zic, Doamne, lasă că nu e problemă că e cald. Că, vezi tu, când e cald, de ce e cald, când e frig, de ce plouă și tot așa. Deci e frig, 32 azi. A fost 37 de grade când m-a eliberat din... Nu, 34 de grade când m-a eliberat aia din cușcă. A zis unul așa, pe la un bar. Zice 37 și m-am gândit, Doamne, m-a eliberat din cușcă. 37 de grade. Lasă că nu mai fac eu figuri că sunt afară în aer condiționat, în mașină și dacă transpir. Lasă că e bine. Bă, libertatea e scumpă. Libertatea e scumpă când o pierzi. Foarte scumpă, într-adevăr. E extrem de scumpă. Nu mai facem figuri, frate. Asta așa... Știi vorba aia. Vara nu-i ca iarna și iarna nu-i ca vara. Ce vrei, frate? În vară e caldă. Du-te la mare, du-te în stânga, du-te în dreapta, e cald, frate. Ce vrei? Îmi place, mă, frate, și vara, și iarna, și... O, mai să fim afară, libertate, să fii sănătoși, alături de familie, de copii, să ne bucurăm de nepoți, de frați, de părinți. Asta e cel mai important, că e cald, că e fric. Ne facem 17 dușuri pe zi, că doar nu suntem fraieri și... Îi dăm înainte, ce să facem? Băgăm 15 beri la rece, doar majorii, bineînțeles, minorii, lapte acru și tot așa. Uite, mă, ce bine mă simt eu pe life. Viața mea, mi-a zis cineva, băi, lasă-ne mâncați așa pula ta life-urile, Antoane, că nu-i bine, te duc la pușcării, life-urile astea te-a băgat. Dă-le, mă, dracu, garda când vrea să te ia și are mandat, bate la ușă, punct. Că faci live, că nu faci live, că ai bilii, că n-ai bilii, te bagă la pușcării. Ce dracu? Mi-a făcut bine live. A, mă, ce dracu vorbim. Mi-a zis cineva azi, bă, te rog eu frumos, nu mai fă live-uri. Hai, vezi, de treaba ta, că-ți dau cu toporul în cap. Vezi că afară am topor. Antoare, de unde ai topor? Dă-l dracu de la magazin. Bă, mie poți să-mi zici orice. Dacă îmi zici de live-uri, nu mai fă live, nu mai fă vlog, nu mai fă... Bă, vezi de treaba ta. De ce? Eu nu fac pentru bani, nu cava și pula și știți asta. Și nu mă refer la prietenii mei care au fost lângă mine, ca Florin, ca Marian, care au fost și financiar lângă mine pe bune. Și mai mulți. Nu mă refer la asta. Eu fac și am făcut asta de la început din plăcere. Am avut eu
buna mea plăcere și am un respect deosebit și fac în continuare ca așa vreau eu, din nebun. Am făcut eu și de la pușcării, da, păi de afară din libertate. Ce dracu? Și nevastă mea, dacă zici nu mai fă live, îi zic hai, mai bine vă gând divorț. Pentru că fac ceva ce îmi place, bă, pe bune. Facem un pamflet aici, dar îmi place. Deci, socializăm cu oamenii. Am făcut prietenii. Am făcut pe bune. Am făcut, Adam, te salut, frate. Am făcut prietenii datorită la YouTube-ul ăsta, mult mai legate. Uite cum am o prietenie foarte ok cu Marian și cu mai mulți. Mult mai legate ca afară în libertate, te mint? Frate, cum s-a comportat Marian, să mor eu dacă am avut poate puțin prieteni care s-a comportat afară. Te mint? Datorită la ce? Unii m-am cunoscut eu cu Marian, am făcut eu ceva cu Marian, datorită la YouTube-ul ăsta. A fost pe unda noastră, băiatul a avut respect, noi la fel am avut respect față de el, ne-a sunat, ne-am asta, ne-am... Ai înțeles? Ai închegat o prietenie cu omul. Și poate pe viitor... Mâncăm la masă, bem, petrecem, nu se știe ce-ți rezervă viitorul, ai înțeles? Când se vor eu dacă mi-arde mie din bani. Bă, nu mi-arde din bani, te mint? Nu mi-arde, mie nu trebuie capitale. Mie nu trebuie capital, pe bune nu trebuie capital, mai ales acum. A, că ai nevoie și că zi, nu ești într-o situație... strălucitoare când ești de la penitenciar, o știe toată lumea. Sau când ești la penitenciar. E foarte greu, vrei să te mint? Dar nu, eu nu sunt 7 vizualizări și fac bani. Să mor eu dacă eu sunt. Fac din inimă, mă, frate, pentru frații mei, fac din inimă. Bă, frate, ca să zic ceva, eu n-aveam voie de la pușcăria, erau camere pe mine, erau ochi, erau... Am dat eu un semnal atunci când am făcut live-ul ăla. Și tot l-am făcut. Înțelegi? Puteam să-mi fac rău. Ești nebun? Puteam să-mi fac rău. Eu aveam anumite sifoare pe aici, pe afară și îmi lua live-ul și îl trimitea acolo. Era simplu. Uite-l, măi, pe live de la pușcărie. Gata, mă distrugea să moară familia mea. Înțelegi? Mă distrugea și am zis, nu mă interesează, măi, eu fac ce vreau eu, nu fac ce vrea sifoarele. Niciodată în viață eu îmi duc steagul cu mândrie sus. Ai cum să zici de mine niciodată nimic? Băi, Antoare, că n-ai fost cum trebuie. Ce dracu, eu am fost mai bine decât trebuie. Cu brio, am luat toate cu brio. Antoare, ai luat examen, eu am luat examen. Eu, vorba lui bucumătru de-a meu, în șmecheria, o mănânc pe pâine dimineața la prânz și seara. Băi, Antoare, că de ce zici așa? Păi dacă eu îți spun, înțelegi? Vorbeam cu un prieten de-a meu care a venit și m-a luat. A venit prietenul meu pe căldură, pe din alea, vreo 400-500 de kilometri, vino. A făcut 1000 în ziua aia. A venit după mine, rapid, la secundă. Și mai mulți, în fine. Și vorbeam cu el în mașină și ziceam, Doamne, vreau să zic un sfat așa, bă, vezi ce contează. Să fii curat ca om. Să fii curat ca om și să mergi cu fruntea sus oriunde te duci. Să nu te pătezi. Să nu faci stricăciuni, să nu faci nenorociri, să fii un om curat și un om de cuvânt. Când le ai pe astea, să mor eu dacă nu poate să te ducă și în iad vorba aia, ferească Dumnezeu, dar și acolo vei fi respectat. Pentru că n-ai calități, n-ai cum să nu fii respectat. Băi, n-ai cum, omul cu calități îl vezi de la îndepărtare, îl vezi de când... Vine cu gaburii pe secții. Să mor eu, îl vezi. Îl vezi. Băiatul respectiv are calități, se vede. Bagă-l frate aici cu noi, fii băiat cum trebuie. Înțelegi? Bă, nu știu dacă s-a blocat. Ce atu dacă? Nu știu dacă s-a blocat. Ce atu dacă nu s-a blocat, dacă nu mai scris. Nu? Eu vorbesc din nebun. Antoare, ca ai limbarniță. Chef de vorbă, ce te mint? Bă, nu prea vorbeam mult pe acolo. Eu, pe bune, eram... Foarte puțin vorbeam. M-am mai luat din ăsta cu povestitul, dar... Bă,
rar. Mai povesteam cu băieții pe acolo, dar rar. Nu prea știi cum e la pușcărie. Nu e bine să vorbești mult. Să lași totodată un suspans, mă înțelegi ce zic? Să lași pe adversar să te studieze. Și totodată să se minune, oar ca să se sperie. Două treburi să... Nu, frate, nu e blocat. Așa, Marian. Cred că cu tine a rămas cu scrisul. Restul, bă, nu mai știi să scrii, mă, băieți? Băi, Antoane, a scris și noi. Ce să mai scrii? Bă, dar zici și tu ceva, bă, băiatule. Ce ai mai făcut? Ce mai faci? Cum ești? Cașcaval, e cașcaval, nu e cașcaval. Bă, pregătiți cardurile când începi poveștile. Aiurea. Nu, bă, repet. O fac pentru o zi. Că așa vreau eu și așa e ceva ce-mi place. De ce? Nu știu de ce-mi place, dar să mă dacă nu... Voi știți, eu am băgat și bani în YouTube, am băgat și din nebunii, am băgat și... Așa îmi place mie să fac YouTube ăsta. În ciuda la alții, să-i deranjez pe alții. Băi, Antoane, că faci YouTube. Treaba ta. Sau la neamul meu, să zic, în neamurile. A, uite, că am singurul care faci. Am fost singurul care am dus steagul, mă. Din neamul meu, în afară de familia mea, din frații mei, din familia mea, neamul meu, zero, muncitori, te minte? Eu am fost singurul care am dus steagul și duc steagul din o viață. Restul, merg cu centura, iau oameni normal, frate, n-am nimic cu ei, dar nici nu poate să ridice cu pretenții să mă ia pe mine de urechi niciunul din neamul meu, nici de o parte și, nici, și de alta. Adică, aiurea, neu, adică, nici nu mă interesează pe mine. A, când zicea, bă, că la face, fac ce vreau eu, mă, că nu fac, bă, nu mi-a plătit nimeni avocatul din neamurile mele, mă refer. Pregătiți cardurile, frățiori, frățiorilor, mergem. Toată comunitatea la botez. Merge, face un botez din ăla cum trebuie. Bă, o să fac un botez mare, pe bune. Mariane, nu am fost cu din astea. Uite, la fată l-am făcut un botez normal aici, pe în Italia. Am pus niște cumetri din ăștia care nu m-au respectat. În fine, îmi pare rău acum, vrei să te mint? Îmi pare rău că am pus... anumiți cumetri care nu te respect, în primul rând nu s-a respectat pe ei, în fine. O să pun acum nume mare pe bune, hai să zice Antoane, bă, pun nume mare pentru că oamenii s-au oferit singuri și din plăcere și din respect și din caracterul meu și o să fac un botez cum trebuie, adică ceva mare, ceva, o să-l fac pe România, cred, înțelegi? Antoane, că o să vină Salam, o să vină Adrian, o să vină Țanc, o să... Bă, vedem cine o să vină, dar fac un botez din ăla cum trebuie. Ca la băieți, frate, la fete, un pic mai restrâns, ai înțeles? Da, frate, da. Ai înțeles? O să fac un botez cum trebuie. Știi? Da, Mariane, da, frate, da. Fac un botez mare, frate, pentru că știi vorba aia. Odată îți vine băiat. Și Dumnezeu a ținut cu mine. Bă, frate, pe bune, sunt un om. Nu lăsăm gluma la o parte și vorbim treburi serioase. Când ești la pușcării, te mai rogi, frate. În gândul tău, pentru familie, pentru sănătate, pentru liberare, pentru... Bă, te rogi ca om. Nu poți să zici, bă, mulți într-adevăr fac greșeala și se roagă doar la greu. Trebuie să te rogi tot timpul. Și acum când ești afară, eu mă rog și când mănânc. Și zic, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat masa respectivă. Doamne, mulțumesc că mă ții cu familia mea. Așa sunt eu. Și să mor eu dacă nu m-am rugat cu foc. M-a rugat cu foc dinăuntru de acolo și a zis două treburi. Și a fost exact așa cum a zis eu. Și a zis, Doamne, dă-mi băiat că fată am. Și Doamne, te rog, nu mai mi-adun nicio faptă cât sătul. Lasă-mă așa. Și Dumnezeu a ținut cu mine. Când te rogi cu curățenii sufletească, n-ai cum să... Ai înțeles? Și când vrea cu tine stăpânul, te face numărul 1 și pe bune. Cel mai fericit să... Ai băiat, ai fată, ai înțeles? Cel mai fericit. Stai așa.
Da, frate, da, Mariana. E, păi îți dai seama, frate, nu știu eu ce dai. Și să mor eu dacă am avut zi. Dacă eu umblu după X și după Y sau din contra, invers a fost. Bă, bune, și mereu. Și știi multă lume. Bă, frate, când ai caracter, chiar dacă nu ești om cunoscut, ești un băiat mai retras, ești un băiat, în cazul meu, care eu am fost pe Europa, adică nu sunt nume foarte cunoscute în România, sau poate nu mi-a fost zi. Poate eu, aia mi-a fost și meseria, să stau în umbră, să nu mă fac cunoscut. Și tot așa, ai înțeles? Asta nu înseamnă că nu ai calități ca om. Și când ai calități, un șmecher te studiază în secundă și zice să moară copiii lui, dacă nu, ăsta e cum trebuie. De ce? Are și caracter frumos, are și mână de dat, are și cuvânt, are și familie, are și... Înțelegi? Și obligat să încheagă anumite prietenii. Într-adevăr, pușcăria care am făcut-o acum, am închegat foarte multe prietenii și țin aproape cu multă lume, pentru că ăla a fost ambientul din nefericire, să te găsești pe la suferință. Și când te găsești cu un om la suferință și are caracter și, mă repet, are cuvânt și are onoare, n-ai cum să nu respecti și cum să nu chegi o prietenie cu omul respectiv, care va dura și afară libertate. Deci nu ai cum, doar să fii o panoramă de om, o zdreanță de om, să nu faci lucrurile astea. Înțelegi bine că nu le faci cu toată lumea, dar cu cine consideri tu, cu cine îți petreci timpul, cu cine mănânci la masă, cu cine zici oful, cu cine îți dă un sfat, știu eu, mai multe aspecte. Înțelegi? Antoane mai adă o bere, cred că mai aducem o bere. Băi, eu sunt mare panoramă de om. Eu sunt mare panoramă de om. Ia să vedem. Zice Geo Mircea, îți citești pe om după priviri, din mers, atitudine, din tot. Mare copiii lui vecinul de sus, dacă n-ai zis vorbă adevărată. Așa este, frate. Nu, pe bune, așa este, frate, cineva. Citești pe om și după hai. Ia ce zice? Mai ales la pușcărie, când intră unul în cameră, deja știi tot despre el. Băi, să știi, așa este. Știi tot. Băi, era un obicei prost la pușcărie aia unde am fost, să mor eu dacă te minge o Mircea, și tu știi, și Marian, și mai mulți. Confirmă chestia asta, că știți chestia asta. Eu nu știam, vrei să te minge, nu știam. Eu când m-am dus la pușcărie, m-am dus și eu cu o geantă, ca băiatul, frate, doar ați văzut pe live. M-am predat la gardă, m-am dus cu o geantă. Ce-am băgat eu acolo? Haine, bună, alta, țigări. Bă, ce ți-ai băgat tu? Ai înțeles, ca să ai strictul necesar. Acum când ajungeai acolo, mi-a oprit garda, mi-a făcut percheziția acolo la bagaj și îți dai seama când te-a dus sus pe secție. Mi-a luat geanta, bă, frate. Mi-a luat geanta și îmi zice, bă, geanta, îți dai seama, fiecare penitenciar are regulile lui. Buni sau mai puțin buni, proaste sau slabi, sau cum vrei tu. Și mi-a luat geanta și zice, bă, Antoane, vezi că nu-i voie cu geanta, o să-ți dăm niște saci. Cum să-mi dai, mă, saci, mâncați așa? Bă, mi-a dat niște saci din aia, saci, transparență, ai înțeles? Am băgat tot acolo, l-ai luat la... Ai băgat sarsanaua și ai plecat. Te-a băgat pe secție. Ei, mulți când ajungeau cu sacii aia după ei. Mi-a zis cineva, un cumătru de-a meu, mi-a zis, zice, bă, frate, în România, cine venea cu sacii erau bulangii. Erau bulangii, fraiere. Fraiere veneau cu bulangii la modul fraiere, mă înțelegi? Nu bulangii pe bune. Fraiere veneau cu sacii după ei. Ăia transparenți, băieții veneau cu genți, cu băia, așa mi-a zis omul, nu știu dacă e așa, că eu n-am fost în România, de unde să știu. În schimb, acolo, ce crezi, că era șmecher, că era mafiot, că era toată lumea cu sace, băi, omul. Venea cu sace și acolo era, adică era chestia asta, înțeles, trebuia să-l analizezi foarte rapid,
dacă îl vroiai în cameră sau nu, sau îl acceptai sau nu, sau ai înțeles. Dar nu trebuia să te uiți la bagaje, că era vorba zi. Era vorba de atitudine și de mers și de una de alta. Da, într-adevăr, îți dai seama de când dai noroc cu omul, salut frate. Dacă dai noroc cu el, îți dai seama după, dacă ești bandit, dacă ești fraier, nu îți dai seama, nu îți dai seama. Înțelegi? Da, așa e. Bă, frate, erau pușcării urâte, adică nu ținea cont. La toată lumea dădea saș, mă, frate, așa era procedura acolo. Și uite cu sace. Acum îți dădeai și seama dacă vinea unul cu un sac, îți dădeai seama de unde vin. Păi, am mai fost pe altă secție, cât ai de când ești aici? Păi, am 2 ani, da? Un sac. Era slab, îți dai seama, nu era căutat, nu era, băi, un sac. Când vinea cu căruț din ăla mare și saci deasupra și începea să dea toată lumea la o parte că trecea, îți dădeai seama, băi, omul, e cum trebuie. Ăsta trebuie să-i dăm dulapul mai mare. Înțelegi? Mara Ionescu, bună, bună seara, bine ai revenit în libertate. Mersi, mersi frumos. Mersi, mersi frumos. Te-a luat după numărul... Da, te-a luat după numărul la saci. Dacă aveai mulți saci, erai căutat, era de bine. Dacă aveai un sac și ăla era jupulit, să mor eu, dacă la ți-a zis, aveam o cubătru, o să fac. Aveam o cubătru de așa, cu piciorul saci la el. Se uita... Ai, fraier, nu-i tot. Sau prima întrebare, auzi cariera? Nu, dădea noroc. Băi, ești căutam? Le zicea la ăia, nu? Le zicea la ăia. Băi, ești căutam? Era crimă de om. Zicea aia, bă, mă mai caută familia, cam de câte ori așa pe lună? Bă, odată, cine te caută? Păi, vezi că e nevastă mea, ai, du-te în altă parte, că după câteva luni nu o să te mai caute deloc. Dacă zicea, bă, mă caută frații mei, mama, părința, vino cu ace, prietenul nostru, fratele nostru. Bine, eu nu făceam din alea, pă bune, nu făceam. Nu făceam cu căutări, cu... Că mulțumesc lui Dumnezeu, frate, eu am avut tot ce-mi trebuie. Pă bune, am avut tot ce-mi trebuie. M-ar bate Dumnezeu sau să-l mânui pe Dumnezeu să zic, bă, n-am avut. Am avut tot ce mi-a trebuit. Dacă te mint, eu fumam țigări, toată pușcăria fuma tabac. Bă, toată pușcăria fuma tabac și eu fumam țigări și îmi zicea lumea. Bă, Florine, dar nu te gândești. Bă, frate, nu pot. Nu e vorba nici de figuri, nu e vorba nici de nimic. Mulți o vedea figuri, că fumam Marlboro, că fumam... Bă, nu sunt figuri. Eu dacă îmi dai tabac, să mor eu dacă te înțelegi cu mine. Nu pot, frate, mă distrug, te mint? Nu pot să fumez tabac. Eu nici nu știu să le fac în mână. N-am fumat în viața mea tabac. Păi da, dar sunt din alea și le faci singur. Nu pot. Nu-mi place mie țigara tabac. Am încercat, nu mi-a plăcut. Pa, la revedere. Am zis, asta e, frate, dau înainte și așa n-am făcut avere. N-am făcut, adică fumăm țigări. Te mint? Ce țigări fumea aia toare? Marlboro. Înțelegi? Și toată secția și erau băieți care aveau pe mure. Au stat băieți cu milioane de euro, frate. Aveau milioane de euro. Puteam eu să mă compar cu oamenii care fumau tabac. Băi români, nu vorbim de români, milioane de euro fumau tabac. Înțelegi? Daniel, te salut, Daniel. Aia fumam, frate. Te mint? Fumam țigări normale, dar nu la figuri, nu la absolut nimic. Și nu puteam eu să fac gesturi, adică e căutat, nu-i căutat, să mă uit pe geanta lui, să mă uit pe... Nu, eu nu făceam din astea, să mor eu. Și de multe ori mă cam deranja ei lanți care făceau chestia asta și le mai ziceam, băi, am ce dracu face din alea de fraier. Mai ziceam, înțelegi? Oamenii, într-adevăr, frate, omul când are pedeapsă mare trebuie să organizeze și eu îl cred. Trebuie să organizezi, că dacă tu ești sărac, adică eu sunt sărac și mai îmi bagă 3 persoane și alea sărace, păi ce dracu facem omul ca să-și pula, murind de foame? Normal, trebuie să atragi pe 2-3 lângă tine care știi, bă frate, au familie, vine, îi caut, au bani în cont, facem cumpărături. Trăiesc și ei. Da? Dacă bă, e o cameră de sărași, ce faci? Te uiți unul la altul, erau unii umblau, era o cameră. Să mor eu, dacă nu umbla, deci erau 4 inși în cameră,
fiecare avea câte un pahar și umbla. Ba cerea ulei, ba cerea sare, ba cerea zahăr, ba cerea cafea. Bă, frate, te nebuneam fiecare zi, vedeai unul la deal, unul la vale, unul la deal, unul la vale, pahari. Și le-am promis eu, le-am dat și zahăr și cafea, în fine, și le-am promis, bă, eu vă alimentez cu apă frizantă, tată, dacă vreți. Doar. Era un băiat de culoare, unul negru, mare, n-am vrut să-i zic culoarea, că zic că ăștia, Antoane, că ești rasist. Eu, era prietenul meu. Și umbra cu paharele pe acolo și i-a zis, bă, tată, apă o să ai de la mine, toată, cât timp pot să stau eu aici, ai apă. Și vineam fiecare zi și zicea, Florine, vezi că nu mai am apă frizantă. Poftim încă o sticlă, încă o sticlă și tot așa. Mamă, mi se închide telefonul. Mă, mi se închide asta, de ce? Cosmin Botezatu, te salut, te salut. M-am uitat aproape la toate vlogurile tale. Bă, frate, nu știu ce înveți din ele, nu prea ai de învățat. Glumesc. Îți dai seama, frate, poți să înveți și de la... și de la știri, de la Andreea Esca, da, păi de la... În general, așa e la pârnaie. Trebuie să ai unul, doi, să fie căutat, să-ți fac... Da, frate, ai înțeles? Când ai pedeapsă și aia, eu nu-mi permiteam, eu nu aveam pedeapsa mare, eram cum trebuia din toate punctele de vedere. Băilanți care erau cu mine la fel și ei, adică era o cameră cum trebuie, frate, te vin exact cum trebuie. Aveam un băiat, copilul ăla de la Roma, făcea băiatul mâncare, făcea de lălea, mâncai mâncare gătită, mâncare cum trebuie, mâncare caldă, ai înțeles? Pălălantul primea pachete, eu la fel, adică era o cameră ok, frate, și mie dacă îmi băga pe unul, nu trebuia să mă uit eu, mie nu trebuia nimic, să mor eu, ba din contra, eu vedeam, aș vrea să am sănătate câte țigări am dat eu, sau câte mâncare, sau câte, pentru că nu aveam o pedeapsă mare și totodată nu aveam nici o situație dusă la disperare sau la extrem. Adică eram acolo, știi, și nu-mi trebuia mie de rău. Antoane, fumez ca mult. Mariane, nu, mai vina ta e. Mariane, e vina ta. Nu știu pe mănunță de la Roma. Unde ai făcut? Da, Marian. Unde ai făcut pușcăria? În Elveția? Nu, frate. Am făcut și în Elveția, dar acum am făcut în Italia. Daniele, am făcut în Italia, frate, acum. Fratele meu, Anton, Narcis, te salut, membru frumos. Te salut, frate, te salut cu respect. Uite-l pe Narcis. Hai, mă, că ne strângem așa frumos. Băi, Antoane, că ai făcut o oră. Băi, ce vrei, mă? Facem și două, nu-i problemă. Ce îi deranjează pe noi? Bă, într-adevăr, am văzut pe YouTube ăsta, nu prea mai stă lumea pe YouTube. Bine ai venit, Narcis. Bine ai venit, frate. Bine ai venit. Bă, după când o să facem anumite vloguri, începem, care cu moderatori, care cu din alea, care cu din alea, facem cum trebuie. Oricum pe noi nu ne înjură nimeni, de ce? Pentru că a ajuns la concluzia că dacă mă înjură, tot ăla sunt. Adică, da, mă, ce să rezolvi dacă înjuri? Noi putem să facem așa, fără niciun fel de problemă. Bă, a rămas în urmă aici, a fost. Moldovean, de-al meu ești. De acolo, tată. De acolo. Când m-a dus la centrul ăsta aici, deci când m-a dus acolo, era un moldovean din Moldova, cum ar veni. Era acolo. Bă, un moldovean mare. Ăia de la gardă, ce-l întreabă? Când te ducea, te ducea cu 20-30 de carabinieri. Te ducea pe zi, la cuștile alea și îl întreba pe ăla, vezi, doamne, care era înăuntru acolo și zice, bă, îl vrei, nu-l vrei, eu acum ce zic, iese moldoveanul ăla mare,
Eu acum ce zic la gard? Deschide-mă că bapul a deschid din pasta, nu stai cu mine că dacă vrei, că dacă nu vrei, ca să stau eu cu eu intru cu forța, deschide. Eu nu stau să mă plimb tu pe mine la cuș, de la cuș la cuș, că mă înțelegi ce zic? Te salut de la Botoșani, știi ce zic? Să știi. Bravo, frate, de la Botoșani. Am fost pe la niște gaburi pe acolo. Gaburi, țigari. Am făcut combinații cu ei pe la Botoșani, pe la voi, pe acolo, e frumos acolo. Mi-a plăcut tare din tot. Și acum îi zic la Gabor, deschide-mă că bapul a mai fost din ăstea cu mine, să-mi cer tu permisiunea la, ăla ca să intru eu înăuntru. S-a uitat ăla și a deschis uși. Salut, frate. Salut, salut, zici moldoveanu. Știi, foarte amabil băiatul. Era om la vreo 40 de ani. Bă, foarte amabil. Salut, frățior, nu sunt descurcat de niciun fel să mor eu. De la, da, frate, da. De la, da, de la Chișinău, după acolo. Nu se descurca de niciun fel. Ba, a venit Narcis cu Roni. Mersi, Narcise. Te pup, frate. Mersi, stai, frate, liniștit. Pă bune. Mersi foarte frumos. Nu te deranja deloc, frățiorul nostru. Nu știi că respectul aici e reciproc. Mersi frumos, Narcise. A venit cu din alea, cu Roni, cu ia, Antoane, că ai nevoie. Ia. Lei grei, a venit cu lei grei. Bravo. Bravo, chiar că cu lei grei. Băi, noi avem bacnotă șmechiră în România. Să mor eu dacă nu, milioane de alea, lei grei. Hai că a făcut Nicolae Guță melodic. Băi, acum mă bag acolo, intru, aia mă deschid de aia. Intru, nu, salut, frate. Băi, nu se descurca moldovearul ăla de niciun fel acolo înăuntru. Să mor eu, o sărăcie. Băi, sărăcie lucidă ce era acolo. Erau patru persoane. Două camere, stânga, dreapta și cușca, înțelegi? Cușca aia care mă deruta pe mine, care mă enerva. O gălăgie, nu știa nimeni din respect. Nu știa nimeni din... Bă, nu știa nimeni din nimic să mor eu dacă vă mint. Eu am numărul, are unul, telefon, pot să-l sun să vezi ce am făcut eu acolo. Aia când am făcut liniște să moară familia mea, dacă nu, îi zicea unul altul. Bă, liniște că doarme la acolo. Bă, liniște am făcut. Și nu o zic cu laudă. E venea de la pușcărie, tată, ce să fac, adică să nu știu să trăiesc. Și spun lui ăsta, bă, mâncați-a și pula ta, ce mă sărăcie asta aici? Păi zice, el are bani în cont, dar nu vrea să fac, cumpărături, țigări fuma tabac, brichete avea copa ascuns că n-avea voie de la gaburi, bă, niște terorizați, de unde vin, bă, tată, el zice, bă, eu vin de la pușcărie, de la pușcărie vin. Ce ai făcut la pușcărie? Îl întreb eu, ai muncit? Și zice, da, am muncit, gata, mi-am dat seama. Vulturii de 50 de lei. Adevărat. Zic, ce ai făcut, mă, la pușcărie? Ai muncit? Zice, am muncit. A, ce, unde ai muncit? O, știi, mi-a zis, bucătării. Când a zis bucătării, gata. Gata, mă, deci, vezi, ăsta era un cuvânt, îmi dădea seama din secundă. Bă, ce ai făcut la pușcărie? Ai muncit? Da, unde? Acolo. Bun. Să fii sănătos, tată. Deja știam cine e. Bă, deja știam ce gen de om e. Dădeam seama la secundă. Adică nu mai trebuia să mă impresioneze că era mare, că era mic. Nu mai mă impresiona nimic. Știam. Bun. Bă, frate, mă pune, o saltea acolo. Era un pad din ăla mare, așa, din beton, ai înțeles? Și o saltea din aia distrusă. Avea el... 7 țigări. Azi aici a venit masa, bă, frate. Auzi, a venit masa. Și i-a dus lui pe blat o cațarolă din aia cu ceapă tăiată, prăjită așa puțin, cu ulei și oțet. Ai înțeles? El ce zici? Ia, eram eu cu el la o masă din asta. Era tot din beton acolo, frate. Nu era absolut nimic. Nu era un dulap. Nu era tot din beton. Ce zice? Ia frate și mănâncă. Bă, parcă ziceai când dădea vreo friptură, vreo ceva delicios. Ia frate și mănâncă, tot trăgea de mine. Ia frate, ia din asta. Am luat odată așa de respect, ai înțeles? Îi zic, lasă-mă, mă, că nu mi-arde să moară familia mea dacă mi-arde. Dar de ce, frate? Zic, nu mi-arde, mă, că eu m-am eliberat. Mi-a trecut pedeapsa și a făcut garda aroganței cu mine. Familia era în poartă acolo, mă așteptai, am văzut pe frați, pe nevastă, pe, ai înțeles? Copilul meu era acolo, m-a luat garda, m-a dus, mă, alea.
Adică nu mi-ar dea mie să mă bucur la ceapa lui tăiat acolo. Dar totodată apreciam gestul, ai înțeles? Ei, lați doi mâncau singuri la altă masă. Auzi ce mânca? Pastă fiartă. Și zice, îi zic, bă, dar asta e mâncarea? Zice, da, asta e mâncarea. Și fructe nimic. Nu, dădea câte un suc de fructe la ei, lați patru. Dădea felul 1, era pastă tot timpul și felul 2 era ceva mai care zi, care mai mergea, cum ar fi. Păi aplicăm pe planul B. Care-i planul B? Hai să-l vezi tu mâine. Ăia o să mănânci felul 1 și felul 2, dar tot felul 1 o să mănânci, înțelegi? Și felul 2 îl mănânc eu, mă, că dacă nu, eu fac, mă, cel aici. A zis, aia, dar nu știu dacă poți, aia, nu încercăm. Eu îți arăt că încercăm. Moară familia mea dacă nu mâncam felul 1 și felul 2, dar la mine era doar felul 2, ai înțeles? Sucuri de fructe, bă, mă pusesem bine. Când mă culc, frate, bă, mă pun în pat și adorm. Obosit, stres, nervi. Îți dai seama, frate, m-a dus la 400 de kilometri cu 200 la oră în continuu pe autostradă. Scârția mașina în curbi și ziceam la gabăr, bă, ușor, șumi, bă, Schumacher, ușor, bă, că eu am familia acasă. Bă, ziceai că mă răsturna să mor eu. Așa rapid mergea să mă duc acolo. Am făcut vreo 3-4 ore pe acolo. Bă, m-a dus în capul Italiei, mă, te mint, în jos m-a dus. La Honolulu. Acolo era cimitir. Eu așa îi ziceam, cimitir. Bă, bun era cimitir. Bă, și m-am pus să adorm, frate. M-am pus, am adormit. Bă, eu nu mă trezesc pe la 6-7 dimineața. Bă, o gălăgie ce era acolo. Care trântea, care bușea, care vorbea tare, care vorbea, care țipa ca. Mă. Îmi zic, bă, dar bulangii ăștia n-au respect, mă. A zis moldoveanul ăla, a zis, frate, știi că aici lumea nu-i ca la pușcăria. Dar de ce? Lumea aici nu știi să ia bătaie sau cum? Păi nu, frate, dar nu facem probleme, că dă garda noi, că nu... Nu, dă dracu, mă, că ești prost, i-a zis. Ești prost, mă, să mori. Eu am cunoscut, eu am prieteni moldoveni, dar mă, ia-s cum trebuie, dar tu nu ești cum trebuie. Mie nu-mi place. Păi cum, mă, tu faci ce vrea ăștia? N-au respect ăștia când dormi tu, când... Bă, zic drept. Dacă nu s-au anunțat, na, când mi se închide telefonul ăsta, ce fac, mă, frate? Nu încarc încărcătorul. Dacă nu, să mor eu, dacă nu s-a anunțat între ei și zicea, dormeam până la 9-10, băi, până la 9-10 dormeam, să mor eu dacă nu s-a anunțat unul pe altul și zicea încet că doarme el. Când a văzut nebuneală, eu i-am zis, băi, eu-s băia cum trebuie, nu vreau probleme, mâncava și pula, dar dacă trebuie să apelă la probleme, apelă la probleme, adică niciun fel de problemă pentru mine. Că sunt și nervos acum cu una cu alta și mai bine să evităm astea. Când a văzut improbă de nebuneală, a zis, Antoane, noi te lăsăm să dormi. Hai, te rog frumos, lăsați-mă să dormi. Și telefonul, îți dădea telefon, dar ți-l dădea cu orar, la 9 seara ți-l lua, știi? Telefonul, vorbiți și voi cu familia voastră, dar vorbiți puțin, vă rog eu frumos, că eu am familia mai mare și am ceva probleme și trebuie să vorbesc mai mult și îl pui acolo pe geam la mine. Telefonul era pe geam la mine. Când m-am dus acolo, să mor eu dacă moldoveanul știa unde se află telefonul. Bă, n-aveam control pe nimic moldoveanul ăla, n-avea control pe nimic. Era el mare, dar degeaba. Mai îl țin mic. Bă, frate, nu știu de ce pod zici Daniele. Tu vorbești de un pod, eu vorbesc de un moldovean să moară cu... Tu vorbești de un pod, eu vorbesc de un moldovean. Ah, că ne înțelegem bine, mă. Am băut eu și te-ai îmbătat tu, Daniel. Te-ai îmbătat. Băi, moldoveanul n-avea putere. Eu am cunoscut moldoveni, dar din aia cum trebuie, frate. Dar ăla n-avea, nu era. N-avea inimă. Dacă n-ai inimă, degeaba ești mare. Trebuie să ai inimă și... Nu trebuie să ai inimă, trebuie să ai secundă, că dacă n-ai secundă, te ias. Reacționezi la secundă, mă. Dacă ai stat 2 secunde și le-ai gândit, când trebuie să reacționezi, nu-i ce trebuie. Nu-i ce trebuie, gata. Nu-i ce trebuie, frate, în ambientul ăla, afară e bine să gândești.
E bine să gândești, e bine să fii înțelept, să fii calculat, să fii în ambientul ăla noi. Marius, rezolv, frate, rezolv acum. Nu am ceva concret să zic. Mâine o să aflu ceva concret, sper că o rezolv. Sper că am auzit că face recurs și vezi, Doamne, îmi blochează plecarea, ceva de gen. Acum, nu știu ce o face avocatul, ce o face. Înțelegi? Nu știu ce o face avocatul. Sper, frate, pentru că în 20 de zile mai îmi vine un copil, așa a vrut Dumnezeu, am familie, am una, am alta și nu mi-arde ca să mă pun la drum acum, vă înțelegi ce zic? Nu mi-arde. Antoane, mai fumez una, băi, mai fumez una. Așa zic avocații ăștia. Tu nu știi, avocații se mănâncă bare și... Doamne ajută să rezolv cu recursul. Dar n-am ce să... Avocații-s bandiți, frate, aici. Băi, și avocații nu au cuvânt în Italia. Vrei să te mint? Băi, nu prea mai au cuvânt. Înainte mai aveau cuvânt, mai... Acum a început să te mintă. A început să te mintă, a început să te ducă cu papagalul, a început să te ducă cu vrăjeala și tot așa. Nu, frate, am văzut un vlog unde ai spus că stăteai la graniță cu Elveția. Da, 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 da. Bă, frate, eu știu ce zici. Austria. Și stăteai și... Da, frate, da, 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 știam eu un pod. Bravo, frate, acolo unii m-au oprit garda. Să străiască, bă. Mersi, mersi, Marius Florea, mersi. Antoane, tu mai ai 20 de zile și eu mai am 5 zile. Bă, pe bune, 5 zile mai ai tu? Lasă fie, să fie... Bravo, bravo, Narcise. Hai că devii tată înaintea mea de băiat. Să străiască, frate, să aibă soția o naștere ușoară. Îți doresc la toată lumea, la toată lumea, Daniele, la toată lumea. Uite-l pe Narcis și el are... Vine acum, în 5 zile, vine băiețelul. Eu știu ce zici, frățiorul meu, cu podul și cu alea, dar dacă tu îmi dai ceva, știi cum zic? Dacă tu îmi dai ceva dintr-un vlog, poate nu mă prind la secundă, știi de ce? Nu e vorba că a fost vreo minciună sau... Dar în momentul ăsta care sunt acum să mă gândesc la un vlog care a fost acum 2 ani de zile, îți dai seama că nu le prind la secundă. Mai ales cu podul. Dacă îmi dădeai alte detalii, îți dai seama. Poate, nu poate, sigur îmi dădeam seama. Te salut, Marian. Noapte bună, frate. Te salut. Ne auzim când vrei tu, Marian. Da, frate, odihnește-te, frățiorul. Bagă-te la somn acolo. Stai liniștit. Mai ții minte de el. Da, frate, de podul ăla cum dracu nu ții minte. L-am trecut de 100 de ori. Ăla-i podul ăla care a zis aia. Băi, nu trece, nu trece, nu trece pe acolo. Că te ia garda și eu treceam în continuu, din nebun. A, nu știu, frate, cum se numea podul, dacă nu știu, aiut. Faci Caterică, nu știu cum se numea podul, te mint. Te salut, Mariale, te salut, frate. Mai ai puțin și mă întreb, știu eu, cât era de, cât de benzi era pe kilometru 16 după autostrada Germania-Elveția. De unde să știu, mâncați-a și pula ta, eu știu cum se chema podul, nu știu. Trecea pe el, dă-l dracu de pot. Da, nu, frate, stai liniștit, zice Daniel. Nu, dar nu știu, mâncați. Nu știu. Era un pod de la micuț. Bă, frate, tu vrei să treci pe acolo? Sau de ce întrebi? Vrei tu să treci pe acolo? Dacă vrei să treci pe acolo, te duc pe telefon. Te duc pe telefon. Ești de nota 1000, cum vorbești? Da, Daniele, mersi, frate. Nu, frate, că nu e vorba de nimic, ești nebun. Mi-am dat seama, tu mă întrebi de pod. Ții țară de pod, mi-ar da de Moldovea, rola mea.
Mi-a rămas moldoveanul la cap. Băi, nu se descurca deloc, bă, frate moldovean. Îți dai seama la pușcării că ăla nu se descurca, nu deloc. Ăla făcea foamea cu prada lângă el. Ăla făcea foamea cu prada lângă el. N-avea colț. Dacă n-ai colț, e greu, oriunde te duci. Bă, fraților, gata că s-a făcut târziu. Am făcut o oră și 40 de minute, vorbim aici de nebun. E târziu, mai stați și voi. E unul în România, frate. Aici e unul și un sfert. A noi e unul și un sfert. Băi, vă salut cu respect pe toți, vă mulțumesc. Chiar mi-a făcut plăcere să mai facem un live. O să fac, dar să scăp cu toate astea ce le-am pe cap. Îți dai seama, cam multe. Trebuie să fac arte, trebuie să fac una, trebuie să fac alta. Sunt multe. Să nu crezi că stau relaxat poate deloc. Stau într-o agitație, tot tipul agitație cotidiană. Adică mergi să faci un act, mergi la un control, mergi la, înțeles? Trebuie să duci copilul în stânga, o duci, știu eu, te duci la avocat. Din astea, înțeles? Și să termin cu tot balamucul ăsta, să câștigăm cu statul italian, că el vrea să ne trimite, să facă el pe români, că românii sunt periculoși. Lasă-mă că sunt alții mult mai periculoși decât mine. Statul nu o câștigă cu mine, așa cred. Într-adevăr, când te pui cu statul, știi ce-ți face? Să mori, te face bardaf. Te desleagă, iar te face bardaf când crezi că a ieșit la suprafață, iar te scufundă și tot așa. Statul cel mai periculos. Băi, adevărata mafie e statul, ca să ne înțelegem. Aici, în Italia, în alte părți, nu știu cine-o fi statul, dar aici așa e. Cum i-a zis avocata? Băi, Antoane, ai dreptate, dar ți-au făcut abuz. Păi, am înțeles, dar eu n-aveam nevoie de abuzul lor. Poate să și-l ține pentru ei, că mie nu trebuie abuz. Mie trebuia să mă duc afară, la familia mea și la libertate. Nu-mi trebuie abuz. Păi, știu ce zici. Ce? Înțelegi? Păi, și ce fac? Păi, da, dar am vorbit și cu ambasada română. Am sunat și ambasada română de acolo dinăuntru. Știi ce mi-a zis ăla la ambasadă? Ce, că e normal ce-mi face. Da? I-a zis eu lui ăla, mai multe. Înțelegi? A zis că e normal, domnule, adică nu, el nu vedea o problemă la de la ambasadă. Avocatul o vedea, dar ăla de la ambasadă nu vedea nicio problemă. Nu te ajută, frate, nimic aia de la ambasadă. Dar știi cum vorbesc cu tine aia de la ambasadă? Golănește. Dacă iei din prima și te simte că ești vagabond, vorbește golănește cu tine. Să nu crezi că vorbește, cred că mult mai educat vorbește aia de la zi. Când sun la cartelă să-ți bagi o ofertă, cred că de la Vodafone mai educată vorbește cu tine decât aia la ambasadă. Crede-mă ce spun. Li se rupi că tu ești acolo, că tu ai o problemă sau că să te ajute pe tine. Nu interesează, frate. Te împachetează cum vrei. Așa este cu Sfin. Te împachetează exact cum vrei. Ați durat pe ăla de la ambasadă, mă nene, uite așa stă problema. Ia zi, legal ce fac ăștia cu mine? Am vrut să chem televiziuni pe acolo, am vrut să fac nebunie, am vrut să chem vreo 20 de inși afară, acolo, să facă protest din ăla, să facă... Băi, am vrut să fac nebunii, mă, te mint? Adică era abuz, frate, se vedea clar că era abuz. Cum să-mi bagi, mă, mie, periculos să mă duci acolo, să mă ții cu aia care le lipsesc acte și le lipsesc, mă, și n-au familie, dorm în gară. Cum să faci din alea cu mine? Eu am terminat pedeapsa, mă, la ce m-ai dus tu pe mine acolo? Și simțeam nedreptatea asta, mă înțelegi? Și m-a afectat, frate, că pe mine mă afectează chestiile astea și pe oricine. Sunt asumat ca om, plătesc ce am de plătit. Bă, dacă mă iei pe nedrept, să mor eu, dacă nu, cel mai zdreanță om posibil, devin nebun. Și tu și oricine, nu numai eu. Cum să te acuz eu pe tine, uite, Cosmini, că ai făcut asta dacă tu n-ai făcut aia? Când ai făcut-o, tu ești asumat și zici, bă, nene, sunt asumat, hai să plătesc. Dar dacă tu n-ai făcut-o, cum să mă bagi tu pe mine într-un centru de periculoși, într-un centru de imigrări și cu acte de periculos? Păi mă crezi că la aia care auzea actele se mor eu, dacă nu, și aia se uita așa, zice,
Cum să te bagi, mă, frate? Păi uite, mă, păi și tu ești singurul român, mă, frate, aici, și noi suntem 100. Păi am înțeles, mă, dar dacă statul așa are carne măsea cu mine, înțelegi? Păi, îi zic lui ăla, domnule, asta e sechestru de zic, m-a sechestrat statul pe mine, pe bune, m-a sechestrat statul și m-a băgat aici. Nu, domnule, că e ceva normal, că s-a dat o lege pentru ăștia care ies de la pușcării. Bun, s-a dat legea, dar eu nu mai văd niciun român, domnule, care s-a eliberat de la pușcării și în situația asta. Nu vă puneți un semn de întrebare? Sau nu s-a mai eliberat niciunul? Păi, nu știu, domnule. Decide un judecător. Păi tocmai asta e problema, că în cazul meu nu a decis un judecător. Bă, în cazul meu nu a decis un judecător. Să zic un judecător, da, bă, tată, tu du-te acolo că tu ai făcut problema respectivă. Nu, pe mine m-a dus garda, mă, frate, tu înțelegi? Garda m-a dus. A decis chestura să mă duc acolo. Bun, m-a dus acolo. În 48 de ore mi-a făcut o instanță. A venit un judecător, o femeie, și mi-a semnat 30 de zile. Avocatul, știi ce mi-a zis? Păi e abuz. Pentru că nu avea voie să semneze 30 de zile, că nu avea o decizie de la un alt judecător. Păi și ce trebuie să fac, domnul avocat? Să-mi dau jugularea jos? Ce trebuie să fac? Să-mi dau venele jos? Ce trebuie să fac? Spune că eu fac. Răbdare. Răbdare cât? Păi până în 75 de zile poți să stai aici. Până în 75 de zile să mă țineți în cușca asta aici, pe mine? Păi eu n-am pedeapsă. Păi eu îi dau vreo 3 suli la 1 și mă duc înapoi la pușcărie aici. Pentru că clachez psihic, înțelegi? Sunt tot felul de nebuni și tu mă duci pe mine, adică mă arunci într-o cușcă cu lei pe bunii care eu trebuie să supraviețuiesc. Păi nu, că asta e procedura și birocrația aici și o să te scoate. M-a scos după 21 de zile. Deci 21 de zile am stat așa o carantină, ca să o chemăm. De ce? De plăcere, că a vrut statul de plăcere. Stai bă tu acolo, îți spun eu de ce. Că se mănâncă foarte mulți bani pe tine. Să mor eu dacă nu acolo, nu te chema pe nume, aveai număr. Deci aveai număr, mă. Eu aveam 3, 8, 6, 2. Așa mă chema ăia pe mine. Și le-am zis, bă, pe mine mă cheamă Anton, mă. Nu mă chem tu pe mine pe nume, pe număr. Pe mine mă cheamă Anton. Nu-mi-ai tu demnitatea, nu-mi-ai tu mie numele. Că nu ești tu, ești statul. Am înțeles, da? Tu așa mă chem pe mine, pe nume, dacă vrei să-ți răspund. Dacă nu, eu te înjur de toți morți și de, ai familie, da. Familie, ai copii, da. Ești de copii, te înjur lor acolo. Înțelegi? Tu mă chem pe mine cum mă cheamă pe mine în buletin. Nu număr. Păi zici, păi dar n-ai numărul ăla, îmi bag pula număr, le-am zis. Pe mine nu mă chem pe număr. Pe mine mă chem cum mă cheamă pe mine în buletin. Înțelegi? Te salut, Narcise. Te salut, frate. Seară frumoasă și ție. Mersi de tot, frate. Te salut. Da, frate, te chema cu număr, auzi? 3862. Păi când am văzut acolo, ia uite mă ce-mi fac ăștia, mă, mâncați așa. Te cheamă pe număr. Oare familia mea, dacă am crezut că există locurile alea în viața mea. Eu am crezut că cel mai mult există, cel mai rău, pușcărie. În afară de pușcărie, n-am mai crezut că există și cimitirul ăla. Din păcate și nefericire, există și cimitirul ăla. Am văzut că s-a făcut anumite reportaje, că nu-i corect cu locurile respective. Și se mănâncă datorită la o persoană acolo, am înțeles că 3-4-500 de euro pe zi, frate, ca să te țină acolo. Ai înțeles? Și îi trage de timp ca să te țină cât mai mult, ca să mănânce bani. Era tot treabă de financiară, mă înțelegi? Am aflat în câteva secunde treaba asta. Sper să las live-ul să-l urmăresc și eu. Da, cred că îl las, frate, că am vorbit corect, adică am făcut un live normal. Bun, băi, vă salut pe toți, o noapte bună la toată lumea. O să mai fac zilele astea, o fi mâine, o fi poimi. Nu promit exact, dar s-ar vedea urât să promit și să nu fac, dar o să mai fac live-uri. Ne vedem la următorul live, dacă
e sănătate și liniște. Și libertate. Vă salut cu respect pe toți, vă mulțumesc lui Narcis, lui Florin pentru cadou frumos a dat la ori 2. Cosmin, te salut, frate, te salut. Geomircea, te salut, frate. Bine, le-ai zis cu nume. Da, mă, frate, băi, Geomircea. Auzi, nume. Bă, ăia știa numărul lor, ăia care mai era pe acolo. Îl chema păcutare, după îi zicea numărul și se ducea repede la ușă. Ce trăia cu fași? A venit odată Gabore și să mă scoată pe mine, la avocat sau la judecător, nu mai știu unde să mă scoate. Și veneau mulți, veneau cât ți-am zis, câte 10-15 Gabori veneau acolo. Să te scoată din cușca aia și să te ducă până la, era un birou din ăla acolo și te băga. Și eu am zis numărul. Eu, mă? Deci, băi, cu mine vorbești cu nume. Cu mine vorbești cu nume, că dacă nu merge cu asta. Da, dar știi că regula, eu vă bag în regulă, fac drept, mie îmi spui pe nume dacă vrei să vorbești cu mine, dacă nu, stai acolo, vezi de treaba ta. Să uita, aia urât, a zis, bă, Antoane, dar de ce te comporți așa? Nu vă, dracu, voi sunteți fraieri. Voi sunteți fraieri, acceptați ca să vă cheme aia pe nume. Ia aia, cartela aia, ți-a dat o legitimație din aia. Iei aia și dai foc în fața lor. Ia, mă, te morți, mă, pe mine, mă, chem pe nume. Dar ce vrei, mă, frate, dacă nu sunt oameni cu demnitate și ei sunt luați după stradă și băgați acolo și, în fine, n-au șmecherii în cap nici măcar 1%, da, păi 10%. Bun, băi, vă salut pe toți cu respect, vă urez o noapte bună. Și Doamne ajută, ne vedem la următorul live 100%. Și începem noi și munca. Antoane, când încep munca cu vloguri, începe în forță. Povești, una și una. Întâmplări, una și una. Ceva, cred eu că pușcăria care am făcut-o acum și întâmplările bune sau mai puțin bune care mi s-a întâmplat acum, nu am vloguri din spate care o să compare cu ce va urma. Adică ceva senzațional, domnule, senzațional. Te salut, prietenul Anton Florin. Stai așa, Anton. Toate respectele. Stai că nu ți-am văzut mesajul. Uite-l pe Nelu, pe Ionică, bă, te salut, bă, tată. Bun, gata, vă salut pe toți și numai bine. Ne vedem la următorul live, frate, că închid. Închid că ne lungim.